Și cum e de fapt în clădirile astea? Iarna e foarte, foarte cald când tu vii îmbrăcat gros, da, vii de la minus 10 și plus 35 și așa, și vara tu vii de la plus 30 și 18 grade și te ia bățeala, că nici nu te miști, stai o oră, două și se mai bate și, da. Și, bine, n-aș să se înlavată în urechi, deci la era last level, nu, încă n-aș să se acolo, dar aveam și eu, totuși, mândria mea. Asta e încă una. Să-l vezi pe domnul de la Ghișeu și cu bată în nas. Salutare, oameni buni, boomerul și milenialul aici, boomerul domnul Silviu Petcu, eu sunt milenialul Zob. Astăzi invitatul nostru este antreprenor, sportiv de anduranță și nu în ultimul rând reprezentant al generației X, Andrei Roșu. Yeah! Galeria de pe margine, ei ovaționează. N-am zis bine, te uiți ca și cum am zis ceva... Nu știam că generația X, la un moment dat știu că citisem, dar nu știam că generația X. Da, e generația X, 76, asta 76. E până prin 80, generația X, așa sunteți voi. Ce mă deprimă cel mai mult legat de partea asta și să fii optimist e momentul în care îți fac o rezervare și trebuie să caut anul. Așa mi-am dat seama că a trecut ceva timp, că dau până la 76 te o plictisesc. Știi că nu e un lucru frumos pe care îl spui unui boomer, pentru că el trebuie să se ducă. Am rezervat bilete la Wizz. Putem face reclamă acestei low cost. Nu vorbesc mai mult de atâta. Un sfert de oră mi-a luat să fac exact că trebuie să treci data, toate datele de acolo să le pui și nu merge să selectezi tu, scrii 1961 anul nașterii și dai în jos fiecare lună. Deci nu merge că selectezi anul, luna și ziua, ci dai pe luni. Bine că nu dai pe zile, că stăteam, cred că o oră să ajung și ai vreo de trei ori trebuie să fixezi data. Dacă sunt mai mulți care sunt boomeri ca și tine, ai pus-o. Îți dai seama dacă vine și domnul Mihai Șora cu la 105 ani? Nu are voie să meargă cu Wizz domnul Mihai Șora. Nu, e... 106 până... Tu stai seama cum ar fi 100 și... 100... 105, 106, 106 da. And counting, Dacă zbor până la Viena, mai bine nu mai zbor, știi? E mai lung. Te sui în trend, la Cluj ai trend direct, nu e problemă. Andrei, mulțumim că ai zis prezent invitației noastre. Ne bucurăm tare. Eu personal te urmăresc de mult timp. Îl urmărești doar, adică nu te urmărești, aleargă după tine, ca să ar fi mult mai greu. Nu, da, nu. Am crezut că pe stradă, că mai deschis, mă uit de când se fac, mă urmărești de cineva la geam. Nu, da. Chiar de când erai în minunata formație... Andrei! El era băiatul de la Andrei. Andreiul de la Andrele. Mi se pare că ai avut un parcurs absolut senzațional și am vrea să intrăm așa un pic în mintea ta în timpul acestui podcast și nu știu, hai să luăm cu începutul. Ce ți amintești din... tu ești născut aici, da, nu? Născut. Ești născut aici în București, nu? Nu, în Brașov. În Brașov. Da. Ce ți amintești din anii 70-80 din Brașov? Cum era Brașov atunci? Păi doar am născut acolo, așa. Nu, toate vacanțele am făcut acolo. Părinții au fost studenți la Cluj, deci am născut la Brașov, după care am stat cu ei în studențime acolo, deci la... Ai fost la cursuri de mic. Așa, după care m-am mutat în București, de școala, grădinița, școala, liceul, facultatea și poluarea în București până în prezent. Și ce mi-amintesc din vacanțele de la Brașov era că mâncam toată ziua pâine cu untură și cu sare. Deci asta amintesc. Vorbim de anii 80. Da, când era Luciu prin alimentare, erau rafturile alea goale și aveau creveți. Stai că mi-amintesc. Nu, asta în București, că la creveții nu ajungeau până și la Brașov. Dar, într-adevăr, la București găseai. Era un rând cu Dero, după săpun Dero, sau cum se chema, și un rând cu creveți, e mult spus. Erau rondelele alea. Rondele? Eu așa am crezut până în anii, până în 1994, când am văzut primul crevete, cu ochiul liber și l-am și mâncat. Curaj mare pentru mine atunci. Pentru mine creveții erau chestiile alea, un fel de chipsuri de cartofi prăjiți, dar cu un gust de pește. Nu, n-am știut niciodată, dar când zic că așa sunt, adică rondelele alea în noată și da, e mai prins cu, nu știu cum îi prindeam, bănesc că nu la undiță, da?
Da. Și de asemenea amintesc că bunicul, pensionar fiind, s-a reangajat la o tonetă de înghețată și el a fost climaxul, să avem vafă așa odată la câteva zile, o vafă de 3,75. Mamă, ea era mare aia, așa. Da, era mare și cu ceva verde, fistic. Eu nu știam cum arată fisticul, dar reperul meu a rămas de la, verdele. De la verde. Fisticul e verde. Așa, deci mi s-a părut extraordinar. Deci aia este amintirea cu untură și sare, untură și sare. Nu foarte vegan. Nu, deloc, deloc. Așa. Dar în rest, iar din București, așa, cozile. N-ai cum să le uiți. Adică, de ce ai această amintire săpată? La 14 ani m-a prins revoluția. Păi m-a prins revoluția destul de aproape de... Steam în aviații. Deci tot aproape de televiziune. Și mi-am amintit foarte bine anii aceia din 83-84 până la revoluție. Toată, te așezai la o coadă, nu știai, ce te lăsau părinții dimineață la coadă. Da, unde se zvonea de câteva zile că se va aduce ceva. Și zătea acolo. Și coada aia se umplea, se făcea, se mărea, până ajungea la proporții epice, ca apropo de statuita Oscarului, așa, pe care începeau luptele acolo. Că trebuia să te bagi în față. Am văzut și lupte... Ca la hockey. Da, în care aveau copil mic și dădeau, adică foloseau cascul. Deci nu, sunt niște imagini pe care n-ai cum să le uiți. De asemenea, ce mi-am amintesc că la fiecare coadă erau câte 3-4 oameni care erau selectați din rândul mulțimii, care au mai strong și mai cu vocea puternică, care asigurau ordinea. Da, adică stăteau cumva în față să fac un tunel, un culoar. Tovarășe, unde te bagi? Du-te la locul tău. Și de asemenea, ei trebuia să fie vigilenți, să nu cumva să mai stai la coadă, că era raționalizat. Adică nu puteai să iei 7 pui dacă era primul, sau eu știu, 7... Nu, era omul și pui. O aripă, o gheară și nu, dacă aveai curajul și nebunia să mai stai la coadă, te gineau băieții aia. Și hai, acasă, hai. Da. Deci cam asta era pentru cei nostalgici. Da. Serviți, luați. Și mi-am amintesc ceva și mai tare, că aceea mi-am amintesc că pe Beller, strada care iese din Eliade, de Beller, unde mergea Ceaușescu, ieșea de la Poarta Verde de acolo și dimineața trecea pe Beller, piața de Robanți și se ducea înainte, unde avem treabă la ACC. Cu vreo 10 minute înainte să iasă Renault-ul lui ăla, 1B101, așa, din piața aia Dorobanți ieșeau niște oameni cu ochii albaștri care puneau niște lăzi, mere verzi, mere galbene, mere roșii, portocale și lămâi. Asta n-am știut. Deci era, se făcea un fake. Da, nu știu, erau piață. Pe bune și, da, treceau, le băgau la loc. Și bineînțeles, mai era nimic în piață. Deci asta era piața, în afară de ceva verde, adică dacă era o pătrunjel, o ceapă, când și când, altceva nu exista. Da, și scoteau alea, îți dai seama, pentru noi să vezi lămâi și portocalea și lăzile alea, era fantastic. Și, dar nu puteai să te apropii de ele, și când treceai în tovarășul, eliberai tronsonul, așa, dar le vedeai pe partea cealaltă și până apucai să traversezi ele... Nu mai erau. Erau holograme. Eu țin minte în perioada aia 88-89 că pe traseul pe care mergea el, cum ai zis tu, Dorobanți, a intrat pe Calea Victoriei, cumva ajungea Piața Victoriei, Calea Victoriei și se oprea la CC. Oricum nu treceau pe acolo mașini. Deci pe Calea Victoriei nu se circula cu mașini, decât ale lor, ce-o fi fost. Dar erau întotdeauna niște băieți, cred că erau recruții de la armată, de la securitate, care erau îmbrăcați în pantaloni de tergal și cu cât un sacou. Care era de la costum sau nu? Cine Dumnezeu mergea dimineața la 9 în costum, așa, să se plimbe pe stradă, știi? Câte nu doi erau. Nu băteau de la loc. Cum îi vedeai, toată lumea e ocolea. Erau niște băieți, îți dai seama, aveau 18-19 ani, la armată, în termen, ceva de genul ăsta, că nu erau, nu abrătau oameni preocupați să aibă niște... Erau săraci, stăteau gulerile alea, așa, cumva ciudat aici, oricum aveau 2-3 numere mai mari la cămăși albe, costume maro, roșii, roșcate, așa, negre, deci erau din toate formele. Cum ajungeau oamenii aia sărace? Da, și mi-amintesc încă ceva, ca să închidem totuși epoca asta. Da, e urât. Iarna, frigul, deci cu aburi așa și pe multe pături, că nu ești la plăpum de, eu știu ce, multe pături și asta încât nu mai puteai mișca. Și mi-amintesc că neavând filme și avea programul cu nu era Netflix spune, adică, atunci. Ne fi multe cărți. Aveam o librărie în colț și luam și citeam, băgam sub păturile alea așa tremurând și răsfuiam la... Am citit mult în perioada. Plângeam singur pe lume la cărți de astea.
Da. Și bine, mai eram frustrat când lipsea câte o pagină, mai ales ultima. Știi, când s-a aflat ce s-a întâmplat, mai făcea unii glume și rupeau la așa la librărie. Da. Și da, asta și librăria mai există, se cunoaia. Am văzut acum pe tot pe Beller, apropo. E o librărie care a rămas. Nu e anticariat acum? Uite că nu știu, dar am trecut odată pe, așa pe seară și am văzut cărți acolo. Fie anticariat, dar mai există spațiul ăla, adică nu s-a convertit totuși în... Nu e un, cum se cheamă? Pariuri sau... Așa, niște pariuri, farmacie și amanet. Astea sunt cele trei forțe, direcții principale de comerț. Și apropo de armată, ai făcut și armată? Am făcut și armată, da. Și cum a fost experiența? Ultimele generații, adică 98-99. Cred că ai fost printre ultimii care a făcut armată. Am făcut facultatea și pe ce am facultate am zis hai să fac armata să scap de ea, pentru că dacă mă angajez undeva, găsesc un loc și te trezesc că hai să te încorporăm, după o să fie complicat cu reangajatul. Și am zis hai să scap odată de ea și m-am dus. Tu ai făcut-o după facultate? După facultate, da. Mm-hmm. 6 luni sau cât 6 trebuie? 6 luni, da. Și la Măgurele, la marginea Bucureștiului. Am și acolo câteva amintiri foarte pe scurt, aș puncta doar că eram 32 într-un dormitor, așa, puțin. Că erau geamurile sparte și am făcut iarna armata și când bătea vântul se ridica, salteau și dormeam îmbrăcați, deci era... Și am ajuns cu o zi mai târziu, pentru că prima dată m-au trimis la Bărneasa, la jandarmii acolo, la jandarmii, și mi-a zis că am fost alocat prost și să merg a doua zi dincolo și am zis că am luat ultimul pat rămas. Lângă da, geam, era, sus. Unde erau cea multe geamuri sparte, așa. În primele 2 săptămâni am avut sector WC-uri de curățat. Extraordinar. Așa. Ce să-mi amintesc? Mi-am amintesc că la 6:00 ne trezeau și trebuia să mergem la Bustul Gol pe platou și făceam jumătate de oră de gimnastică, tot așa, iarna. Și în rest, pâine cu ceva sau ceva cu pâine. Asta era mâncarea. Am fost și la bucătărie și nu o să uit prima zi în care ne-au să curățăm cartofi și ne-a arătat un munte, așa. Hai să până la ora 3 să fie gata și noi finuți ca acasă, în urmă o bucățică neagră, să nu știam după o oră la plutonierul, era așa o moviliță mică de cartofi, arăta foarte bine, cum merge. Zic, bă băi, dar voi nu știți cu securi, faci doar așa, 1, 2 și arunci în oală, că oricum, și fierbeai până la... A, 1, 2 era adică maxim. 1, 2 maxim, nu, adică gestul conta, nu că... Da. Și oricum erau fierți de mult încât orice puneai acolo, ori paste, ori cartofi, ori orez, că totul se făcea fier, nu se prăgea nimic, avea aceeași gust. Și cu pâine, cam toți se îngreșeau câte 15-20 de chile în 6 luni, adică n-aveai nicio... E numai carbohidrați, la greu. Da. Și marșuri. Și am tras de 3 ori, apropo de... contextul aptitudin. Actual, aptitudin de 3 ori, de 2 ori cu gloanțe oarbe. Și a treia oară trebuia să avem 6 gloanțe la, când luam gradul de sub locul tenis, să tragem. Și a zis, bă, avem doar 4 și vezi și tu așa cum tragi. Și bine, nu s-a uitat nimeni, ce am tras acolo, nu știu, că trăgeau toți și era ca la revoluție. Și bine, lasă, hai, și a trecut acolo. Deci am tras 4 în 6 luni, 4 cartușe. Deci știam arma și invers ca să o lămurim, că sunt gata. Deci, așa. Deci, dar cu pasul de defilare cum ai fost? Stai cu ordinea, cu disciplina? Păi până la jurământ e nasol, de fapt, în armată, pentru că te pune să faci marșuri în continuu și bine să se răcesc toți în prima săptămână. După ce se fac toți bine, veneau cei de la Cantacuzino cu 2 camioane uriașe așa, de-aia, cu vaccinuri și făcea să stai așa cu mâinile, să am toți și te vaccinau unul în stânga, unul în dreapta, antitetanos și antigripal. Așa, bine, noi deja trecusem până toate gripele posibile și erau unii care cred că erau prima dată când făceau, băgau, adică, știi, dar n-aveau cum să te miști, pentru că îți făceau în același timp, știi, stânga, dreapta. Da. Și da, asta a fost armata și pe rest, până la jurământ faci marșul și te freacă la cap plutonierii pe acolo, după care toți joacă fotbal, table și beau. Dar tu n-ai avut o... Adică la ce armă ai făcut? La o speciale? Jandarmi ai făcut? Da. Mă rog, aia s-a nimerit. Aia s-a nimerit. Ce nu știai tu atunci era că te pregăteai cumva pentru maratonul arctic. Nu? Adică cu tot frigul ăla și cu tot... Nu, frigul de pe vreau Ceaușescu de la depășit. Nu, nu, n-ai cum să bate. La țintră, îți rămâne în cap. Nu-i... Plus că într-un dormitor cu 32... dincolo de miros, se mai încălzește așa, cât de cât în respirație din, da. Și cu muzica, adică ai cochetat cu muzica din liceu sau de când ai început? Da, prin 92, prin a 10-a,
Cam așa, am început să scriu versuri, scriam versuri, dar nu poezii, ci ascultam melodii care îmi plăceau, ce erau la vremea aia, de la de hip-hop până la rock și mai departe, și încercam să le traduc, să adaptez și scriam versuri. Mai că nu aveam cunoștințe muzicale, cântasem într-un cor când eram mic, dar la cor nu se pune. De ce cântam în cor? Pentru că pe 26 ianuarie, de ziua lui Ceaușescu, școlile erau duse pe platou la TVR, făceau un set apuriaș cu pionieri și cântecele erau registrate în prealabil de madrigal, de nu știu de ce cor, așa, și noi trebuia să lingură, dar nu puteai să lingură, adică trebuia să știi cântecul. Și un an de zile repetam cele două cântece care se performau. Repetați să faceți playback profesionist. Da, acord, dar trebuia să sune frumos. Mi-am amintit și acum, cel bun, cel drept, cel mare, cel viteaz. Era cântecul. Mamă, da. Cel bun, cel drept, cel mare, cel viteaz. Când ne adumbrea urgiile cu norul. Și de acolo nu mai știu. Vă rog frumos, pregătiți o bandă separată să tragem un cântecel, că asta nu-l mai știu. Deci cel bun, cel drept, cel mare, cel viteaz. Trebuie să-l găsiți pe YouTube. Fantastic. Da, și ne duceau acolo, ne țineau dimineața până seara, ca și de 23 august dimineața până seara, fără nimic, te țineai acolo, da, anduranță extremă și învârteai. A, deci el a făcut de mic anduranță, da. Da, nu se pune problema, deci am făcut de mic. Cred că tot poporul a făcut de mic anduranță. Și asta cu mâncat intermitent era by default. Da. Deci, practic așa a început aventura muzicală. Aventura muzicală a început în liceu, când, fiind o fire ceva mai timidă și fiind și mai micuță așa de felul meu, mi-am dat seama că pentru a avea, așa era în imaginația mea, că dacă voi avea o formație, voi avea succes mai mare la fete și asta a fost un motor puternic. Bineînțeles că n-a funcționat. Așa, dar... într-o zi am văzut un coleg de liceu cu o clapă pe umăr așa trecând pe stradă și zic, salut, ce faci? Păi, uite, mă duc, am un prieten și compunem ceva. Și hai că vin și eu, că eu fac versuri, avem un caiet, așteptă și pe mine, am fost caietul și am mers la Lucian Viziru. Cel coleg era Răzvan Iacob. Lucian stă chiar vis-a-vis de liceu și ne-am pus pe compus muzică. Așa a fost. Și am cântat la festivitatea de, la ce liceu era festivitatea de final de an. Sărbarea de sfârșit de an. Sărbarea de sfârșit de an acolo. A prins bine și cam de acolo am luat-o show. Și am devenit din ce mai cunoscut deodată în liceul ăla, după în alte licee, după aia în cartier, după care prin 95 ne lăsasem de muzică definitiv. Pentru că da, eu plecasem la facultate, de Răzvan și Lucian urmau să aibă bacalaureatul și să se concentreze pe ce au de făcut. Răzvan voia să dea la medicină, era olimpic pe țară, la chimie, la biologie, a intrat cu 10 la medicină, adică era clar. Și numai că o casetă demo a ajuns pe la 10-a mână, așa, de mână-mână, a ajuns la un studio de muzică, la Mihai Pokorski. Și după vreo 6 luni, lând firul înapoi, deci muncă de căutare, că nu era ca acum, intri pe net, cauți, așa. Deci, tu de la cine ai caseta? Păi stai să mă gândesc, de la Gigel. Tu de la Gigel. Gigel de unde l-ai? De la Mihai. A, el vrea să știe cine-s băieții aia care cântă. Că nu era vreun CD cu date. Da, cu date. Tras, dar cei care își amintesc de casete, când trăgeai până la 10 amâni, oricum nu știu ce se mai auzea. Dacă nu auzi, nu, așa, poate tu mai astea era farmecul. Vi zici, bă, ce efecte mișto au băieții ăștia. Și ne-a chemat la studio și hai să trageți aici la studio, să vedem ce este. Și am tras niște melodii pe care am apărut prin 95 la cea de la ora 5, în toamnă. Celebra emisiune la Pitești, mi-am amintit și acum. Da. Și după care am fost invitați la un bal de boboși din Arad, a fost primul nostru concert. Mamă. Bine, am mers cu trenul de... Am plecat ziua întâi, am ajuns ziua 2 sau 3, nu știu, că mergea mai greu. Așa, a fost primii bani cinstiți făcuți așa din muzică și cred că ultimii, că cheltuiam tot ce câștigam pe haine, că să fără și noi decent acolo. Da, și cam asta a fost cu muzica, până prin 2001. Am crescut așa ușor, ca notorietate, că am apărut la emisiune la TV, a apărut Pro TV, a apărut noi. Și mi-am dat seama că suntem cunoscuți în momentul în care eram într-un fast food și mâncam din burger acolo și am observat că se uită câțiva oameni la mine. În momentul în care nu mai poți să mănânci burgerul ăla foarte... Că te gândești, bă, dacă am ceva, dacă... Așa. E un sentiment ciudat, știi? Și, dar în același timp m-am bucurat, uite, am devenit mai cunoscut.
Dar nu ne-au niciodată valuse. Mamă, suntem cunoscuți. Aveam totdeauna rude de care făceam mișto de noi, sau dacă eram cu nasul pus să ne dea, venea mama, hai, du-te, spală vasele, lasă, hai, vedeta de familie, hai, du-te. Așa că... Acum spală vedeta. Da, acum, hai. Și în 2000 am plecat din trupă pentru că mi-am dat seama, băi, am o vârstă, am 24 de ani, dacă vreau să mă angajez, pentru că absolvisem economie și voiam să... Să urmez o cale în zona asta, în banking undeva, zic la 40 de ani, 50, nu știu dacă mă mai angajează cineva. Acum e cam ultimul tren, că pot să zic, bă, am făcut facultate, am făcut armata și uite. Și am luat-o de la zero frumos, eram în apogeul formației, tot în anul ăla mai a părut adio, adică era... Și... Visul frumos a terminat. Da, m-am întuns frumos, costum de la de care spuneai tu, de generică. M-am dus la interviuri frumos, am trimis CV-ul și am auzit într-o bancă. Dar nu mă recunoștea nimeni pentru că nu poți să asociezi fața cu... Adică te gândești, bă, chiar dacă seamănă, nu poate fi la că acolo nu era, da, o scenă cu... De exact. Se șterizau fanii pe acolo și acum e la ghișeu aici. Știi, am luat la zero frumos și am 16 ani banking. Banking, leasing. Și cred că fiecare s-a dus pe un alt drum, adică da, nu fiecare dintre colegii tăi. Da, noi la un moment dat am fost 5 în formula extinsă. Răzvan a fost primul care a plecat în 99, pentru că deja era la prin anul 3 de facultate la medicină și începuse practica în spitale și nu mai putea. Ci, medicină e facultate grea, nu poți face așa, sari peste... Zici că 3 luni trebuie. Adică trebuie să te ții de aia dacă vrei. Mai ales dacă vrei să fii super doctor. Acum e chiar super doctor la Fundeni pe gastro, dacă ai nevoie de o colonoscopie sau ce, oricând cu drag. Sună profesionist. Foarte, și foarte bine. Da, okay. Foarte mișto. Și spune și mai mult lui Brefian dacă te cunoaște. Știi că altfel e păcat cu ăsta. Să vii cu el de acasă, dacă... Da, vii cu el de acasă. Așa. Pe la câtul lei s-a cumpărat săptămânile trecute. Da. Și Alin, dentist, și el își dorea, era așa între, nu știu dacă se profeseze ca dentist sau să... să continue cu muzica. Paul era singurul care fusese de mic muzician cu festivalul pe la 14 ani câștigate, cursulețul de aur, deci el își dorea și în continuare în zona asta muzicală în Canada acum. Și Lucian Viziru, el se pasiona de tenis și mergeam fiecare vară și când am, chiar și când aveam trupa și dădea ore de tenis, e din familie, tradiție. A jucat tenis și totdeauna și-a dorit să continue și în zona asta de tenis, să facă o academie și... dar s-a și timp, făcut. Da, s-a și făcut, dar a mai trecut prin actorie la un moment dat, după care s-a dus și ani buni a fost în Germania. Deci cam astea au fost drumurile. Apropo, împlinim 30 de ani anul acesta de... Și nu vă reuniți de... Ba, să știi că ne-am gândit. Uite, chiar spuneam tot că am avut un Zoom cu băieții și am zis, băi, uite, ideea mi-a venit de la faptul că cauzele între fundațiile pe care o susțin Hospice Casa Speranței împlinește 30 de ani anul ăsta, în 1992, și nu știu, mi s-a prins așa un beculeț, pentru că s-a pus problema de a ne reuni, dar băi, singura modalitate în care aș face eu e la un moment dat să facem pentru o cauză, zic așa, să nu mă văd oricum reunindu-mă pentru 6 ani, 10 ani, adică o săptămână, 2, 3, o melodie, un concert, strângeți niște bani, și... mai ales că acum fanii noștri de atunci au vârsta legală de a veni singuri la concert. Așa, pentru că atunci veneau cu mamele, așa, cu bunicile, așa că... Corect! Apropo, băieții de spuneam, bă, vă invidiez, ce mișto e că, uite, mor fete după voi, zic, băi, dar au 7 ani, 8 ani, da, mai bine eram de la B.U.G. sau... Da, trebuie să mai așteptăm câțiva anișori, da. Așa că asta este cu reuniunea, deci cu drag ne-am reunit pentru 1, 2, 3 evenimente. Anytime. E ca la întâlnirile de 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani de la terminarea liceului. E fan o zi, adică n-aș putea să stau la o reuniune de aia o lună sau două sau trei. Adică discuțiile, inevitabil, ok, merg către aceea zonă, asta e bun. A fost frumos, dar hai să ne vedem de viață. E foarte interesant cum ați lăsat partea muzicală care vă aducea o anumită notorietate, să zic, și chiar ați vrut să mergeți pe alt drum, adică nu vi se mai părea interesantă sau ceva, înțeleg, pe tu te-ai gândit că vrei să te angajezi, dar asta înseamnă că nu
nu câștigați suficient din muzică sau nu vă atrăgea la muzica sau... Uh-huh. Totuși, pe fiecare văd că toți s-au dus în altă direcție până la coadă. Fiecare are motivele lui. Sigur că muzica poți câștiga contextual la o perioadă, da, dar nu mă vedeam realist. Vorbim, a la lung, așa. A la lung, să câștig nu știu ce sume încât să trăiesc toată viața liniștită. Simțeam nevoia să mă dezvolt și mi-am zis că interacționând cu aceiași oameni în același mediu, e greu să înveți lucruri noi, aptitudini noi. În plus, mă deprima ușor afișele alea pe care vedeai la mare, se cheamă Șușe, sau nu știu cum, cu câte 50 de oameni, da, artiști, da, de nu știu când, și care stau la mila unui impresar sau bor care mai organiza așa ceva și luai sau nu luai bani, nu se știa. Așa zis, băi, decât să ajung la 40, 50, 60, 70, 80 de ani așteptând să bată inima lângă telefonul fix să mă ia și pe mine la o șușă, mai bine hai să fac eu ceva. Să fac eu ceva și sigur, printre valorile fundamentale personale era și siguranța, iar siguranța zilei de mâine ți-e dată și de acest context de a fi salariat undeva. Și în corporație ai stat destul de mult, nu? De asta până de curând și probabil că și acum aș fi fost dacă nu apărea un proiect căruia trebuia să-i dedic foarte mult timp prin 2016, când am traversat Atlanticul într-o barcă cu vâsle și fiind un proiect logistic foarte dificil, a trebuit să mă ocup 100% din timp și atunci am zis ok, hai să plec din bancă. A fost un pas, așa, un salt, Întrăzneț. Leap of faith, că... mai ales că având doi copii, familie, te gândești, adică antreprenoriatul nu e... Bine, la început a fost freelancing, pentru că am început să creez niște programe pentru alergători, programe și programe de nutriție și o aplicație și în paralel se spune că ușor, ușor creștea și zona asta, dar nu avem siguranța că voi câștiga cel puțin cât câștigam în zona de salariat. Și a fost un salt important. Dar, pe de altă parte, când nu ai alternativă, parcă ești mai motivat, așa mi-a categoric. Venit să le nevești. Trebuie să duce o pâine acasă, seara. Da, da, adică, ok, nu voiam să le dau pâine cu untură și cu sare, că mai generația asta, nu știu cum se cheamă cine, scuze, după 2008-2011, au vreo nume? Mileniali. Tot mileniali. Adică acum și... Adică sunt milenialii, după generația X vin milenialii, după mileniali generația Z. Sau iGeneration. Și cei după 2012, de exemplu, sunt Alpha. Au luat alfabetul. Alfabet. Okay. Dar generația Z sunt cei până, să zicem, 2010-2012, da, care sunt digitali. Da. Deci copiii care s-au născut cu telefonul sau cu tableta, adică la 2 ani au toate skill-urile. Da. Deci fiind din generația asta, nu i-aș vedea cu untură și cu pe long term așa. Nu cred că ar înțelege. Da, plus că sunt vegani, așa că am devenit și noi în 2011. Da. Așa că e un driver puternic, motivator să te trezești dimineața de vreme și să faci lucruri. Dar tu până în momentul în care ai început să alergi, nu ai făcut, adică nu făceai mișcare deloc, nu? Ba sau... da, păi gândește că te ridici de pe canapea și să mergi să mai ai ceva de mâncare, că întotdeauna ți aduce nevasta. Așa, te da, sunt, sunt astfel de neveste, într-adevăr. Adică nu faceai sport, nu ieșai la fotbal, nu alergai, nu nimic. A fost așa, ca să o iau treptat, că nimeni nu ajunge de la a fi cât de cât activ la a fi brusc. De obicei e așa o perioadă de tranziție, adică dacă până să am mașină în facultate, mergeam pe jos, civilizat, mai mergeam, făceam ceva mișcare, după care după armată și când am venit salariat, evident, stai 8 ore pe minim, așa, pe scaun și holbat acolo în calculator, după care ești atât de stors de energie încât nu mai ai chef să faci nimic, nici nu se trece prin mintea a doua zi dimineața să trezești mai devreme pentru că vrei să profiți de orice oră de somn. Și devin un cerc vicios. Sigur că orice român are în casă niște pantofi care mai ieși la iarbă verde la grătar și din când în când îți vine așa în puseu, zic, băi, să ies să alerg. Știi că de obicei decizii de astea pe 1 ianuarie, înainte de vacanță, zici, hai bă, că bă, nu pot să merg în halul ăsta la plajă. Și vrei să recuperezi cam tot ce ai pierdut în ultimii 10-15 ani de sedentarist. Adică nu ești ca omul așa civilizat să urmezi un plan, să zici, bă, mai întâi vreo o săptămână, două, hai să merg, să se obișnuiască articulațiile, ca rugini și musculatura. Nu, zici, în ziua asta 4 ore ies și alerg sau merg la sală și de dimineață până seară și dacă trag până diseară, probabil că... Pâine nu mai am nimic, burta, gata, dispărut burta. E andu.
Așa. Și bineînțeles că nu funcționa și am, bă, gata, am bătrânit. Am. Iar în lumea corporatistă, sigur că o dată pe săptămână mergeai la fotbal sau la... Dar se făceau 8 echipe, jucai pe rotație și era pretext de mici și bere. Adică nu era... Ala era... Asta e serios. Și jucai pentru recompensă. Nu se încălzea nimeni, erau 2 accidentați pe, pe săptămână. Operații la genunchi, operații... Da. Deci nu se pune aia ca, ca sport. După care... Și așa punem cam 1-2 kg pe an. Mai ales că atunci când lucrezi o corporație, să zicem că o operație într-o companie cu mulți colegi, în fiecare zi o aniversare. Deci ori e sfânt, ori e ziua de naștere. Ziua de naștere. Deci n-ai cum să scapi. Vine un platou de la ora 12, tu mai când lansești o decizie, bă, să mă și eu sănătos azi. Așa, și ce să mănânci când vin 20 de feluri de prăjituri? Că nu e ca pe vremea aia, o anii 80, unde dacă reușea bunica să facă un fel de prăjituri, că era... Și dacă ai multe tipuri, să și foame, mănânci din fiecare, guște, așa, și bine, evident că zahărul ăla se... Da, te ajută să mai pui niște kilograme. Da. Și nu mai știu de unde am plecat, dar am ajuns la prăjituri și... Cum te-ai decis? Cum ai început să faci sportul ăsta de care zici că păi, 15 ani ai avut? Am zis că puse niște kilograme, deja devenea ușor neplăcut când voiam să mă încalț. Când, adică eu trenam în liceu cu 50 și ceva de kilograme, ajung pe la 80 și îi simți. Și dacă îi pune brusc, e simțit nasol. Dar așa când pui... Tu când îmi pui câte un kil pe an, doi... Păi dacă îmi pun acum un kilogram de un rucsac de 30 de kilograme în spate, cad. Adică direct. Numai, da, așa ce e foarte pentru inimă să care astfel de greutăți. Numai că nu mă deranjează atât de mult încât să-mi spună doctorul, știi, ca la... Ca atunci când ai cu fumat, când te lași de fumat, ca în banc. Numai, mai doar 10, ce 10? 9, 8, 7. Deci, da. Apropo, am și fumat de la 16 la 32 de ani. Da, nu o spun cu mândrie, spun, e o constatare. Așa, și numai că, asta spun, nu era un sentiment al urgenței, dar nici nu mă simțeam bine. Și când a venit pe lume primul nostru copil, Alex, în 2008, am primul dat renunțat la fumat, pentru că am zis, bă, nu mă vedeam chiar în halul ăsta, să, ce copil frumos, adică, bă, totuși, hai să fiu tată degenerat, știi? Adică, hai să nu-mi bagi joc, dacă tot l-am făcut, hai să-l creștem, știi? Și m-am lăsat de fumat, asta a fost o primă decizie foarte importantă. După care, pe la un an, după ce ai diversificat, spune, mâncarea și a trecut de perioada cu piure de broccoli și așa mai departe, el voia să mănânce ca în ce mâncam noi, adică noi în continuare puneam hrană sănătoasă, dar de la un an se pare că se activează și detectorul de grătare, de cartofi prăjiți și nu mai merge așa să-l păcălești și voia ne băgăm mâna în gură, voia să mănânce ce mâncam noi, știi? Și asta că noi o să cam, adică dacă noi o să continuăm să mâncăm așa și să fim și sedentari, îl cam condamnăm, pentru că el ce va face? Va mânca prost, dacă nu este sedentar, nu o să scoți copilul de un an, doi, trei, du-te bă și joacă, că nu e ca ai 80 ești pe stradă și dacă mi-am de tine te iau, dacă nu, oricum, vii tu de foame, știi? Exact, basul la ușă că mama vreau să mănânc. Așa, și atunci mi-am dat seama că el o să devină cam ce vede în casă, știi că noi dăm foarte mult vina pe genă, dar de cea multe ori moștim obiceiurile, adică clar, când ești așa, nu neapărat se rupeau salatele acolo la ordinea zilei în casă sau se făcea sport pe rupte, știi? Și clar, un copil face ce vede, adică... Da, prin mimetism învață. Da. Nu poți să-i spui copilului, fii atent, în săptămâna asta, mama și tata se cheamă Săptămâna Sănătății și mama și tata o să mănânce ca la carte, o să vorbească, o să fie o comunicare de asta. Da, cu ce pot să te ajute? Da, 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 ca din carte, da, parenting... A venit vara, nu ai sândăluțe, iubita mea, așa, așa. N-am putut să dorm azi noapte de grijă. Așa. Și ei care pierd săptămâna asta, da? Lasă, numai asta, da, uită celălalt. Uite restul. Deci ei nu funcționează așa. Și chiar dacă probabil ulterior în adolescență au ceva derapaje de la ce învață în primii ani, după ei revin la bunele obiceiuri. Și de asta ar fi păcat să nu ne transformăm noi și să-i oferim alt fel de educație și de oportunități și de context. Și atunci, fiind o fire mai comodă, am zis, îmi trebuie un obiectiv ca lumea, care să mă, să mă dea jos din pat dimineață când la 5, când trebuie să sune ca să mă antrenez dimineață, că dacă las pe seară nu se mai întâmplă, și să n-apăs pe snuz, că după ce când apeși pe snuz, se face 8 direct, așa, e teleportarea sau mașina timpului, nu știi când a trecut, așa. Și am zis, trebuie să fie un obiectiv suficient de...
de dificil încât să, dacă nu mă antrenez bine, chiar să fie în pericol fizic acolo. Și norocul a făcut că una dintre colegele mele care era exasperată de faptul că prea mai aer condiționat, pentru că oriunde mă puneam în open space acolo îmi băteam ceafă și răceam, deci cu jamșe, cu șapcă, cu umbreluțe, cu de-astea. Sunt ce umbreluțe, spun pe birou, cu... Dar nu știți că există? Da? Nu. Hai, vezi? N-am știut asta. Hai, vezi? Așa. Și când nu erau colegii atenți, pangă, prea mai ori condiționați, fiind spre sud birourile, se încălzea și transpiră, mi-o mățeam bine, îți dai seama, că nu mai... Și știi cum e, de fapt, în clădirile astea? Iarna e foarte, foarte cald când tu vii îmbrăcat gros, da, vii de la minus 10 și plus 35, așa, și vara tu vii de la plus 30 și 18 grade și te ia bâția la, că nici nu te miști, stai o oră, două și se mai bate și... Da. Și bine, n-aș să se lavată în urechi. Deci el era la last level, nu, încă n-aș să simt acolo, dar aveam și eu totuși mândria mea. Asta e încă una. Să-l vezi pe domnul de la ghișeu și cu bată în nas. Scuze, da, imaginea e faină. Da, nu mai era mult. Da, așa că colega exasperată mi-a trimis un link cu, un e-mail cu un link către maratonul de la Polul Nord. S-a gândit probabil că dacă merg acolo, ori dobândesc o mare rezistență la frig, ori mor pe acolo, deci se rezolvă. Dar scapă cumva. Ea ți-a trimis în glumă cum da, ar fi. Da, glumă normal. S-a gândit vreodată. S-a gândit, pe nu. Oricât viziune avea, nu. Uite, de la... Și acum, când la mine, nu știu ce mare sportiv. Zic, bă, ăsta, clar, Michael Phelps are 2.20 și... Da. Deci ca glumă l-a trimis. Și am zis, uite, ce ocazie bună să... Să-mi ajustez din obiceiurile astea zilnice și, bine, dacă am obiectivul ăsta, cred că o să fie mai ușor să mă recalibrez. Și da, m-am dus acasă, i-am spus soției ce vreau să fac, a început să râdă, bineînțeles, când a aflat, mi-a dat seama că s-a căsătorit cu mine intuind un mare potențial. Și după aia, când și-a dat seama că planurile serioase, a început panica. Păi ai copil mic, ai creite la bancă, cum, ce o să faci, o să dai demisia? Brusc le aveam doar eu, știi, nu... Da. Nu le aveam amândoi, copilul și rata. Am zis, nu, stai liniște că o să găsesc sponsor, o să fie ușor, de unde? Da. Și după care au urmat câteva săptămâni în care am trimis mail-uri după mail-uri către toate firmele posibile din România să le spun despre ce e vorba, bine, primeam rejecturi. Era și după criza economică din 2007-2008 și era răspunsul clasic. După cum știți, traversăm o perioadă dificilă din punct de vedere economic, dar vă dorim succes, vă urmărim în continuare. Da, așa. Și după câteva luni am reușit să fac rost de bani și am plecat la Polul Nord. Am fost în acea primă dată. Stai puțin, tu te antrenai zilnic? Nu, adică în momentul în care grijile mele au fost următoarele. Prima grijă a fost să fac rost de bani. Am zis, băi, eu nu încep să mă antrenez până îmi fac rost de bani. A. Așa, am zis, păi, dar ce? E, nu e de bine. Mă trez degeaba. Așa, da. Am certitudinea măcar. Și când am făcut rost de avans și am plătit acolo, am zis, gata, mă apuc de antrenament. Și mai erau vreo 3 luni jumate și am căutat un plan de antrenament, tot erau pe 6 luni, pe 12 luni, ce neserioși. Și am găsit un plan pe 3 luni. Păi, un plan de 3 luni să faci maraton la Polul Nord? Păi, a fost bine că nu știam prea multe, știi? Și am zis, am luat naivitatea, am zis, bă, se poate. Și am ajuns până la vreo 30 de kilometri alergați înainte de maratonul ăla. Iar acolo, din fericire, la Polul Nord, nu era un timp limit. Trebuie să faci sub 4 ore, 3 ore, oare. Era, da, terminat. Nu am avut un mare stres, știi? Nu știu, 7 ore, bine, câștigătorul a fost în 5, ultimul până 10 ore. E vrea că ia zăpadă până aici, acolo alegi pe o calotă glaciară. Dar ai niște grosim. Papuci special, bănuiesc, ai crampoane? Crocs. Nu, ideea a fost foarte interesant, apropo de toată călătoria asta și de pregătirea, că e mult mai dificilă pregătirea unei astfel de curse decât cursa în sine. În cursa în sine te duci, ai alergat eternat. Dar pregătirea e, că în ce alergi? Da, apropo, mă întreb, de ce te încalți? Că nu te duci la, că într-un magazin normal nu găsești ceva care să alergi la Polul Nord. Și am lăsat un blog. A fost foarte greu pentru mine, că am prejudecăți legate de cei care scriu bloguri, cei care citesc bloguri. Era până în 2010, la începutul 2010. Mi se părea pierdere de vreme. Plus, ce să te expui așa? Planurile și, știi? Dacă scriu pe blog, bă, mâine mă duc să mă antrenez la predeal și mă întâlnesc cu casa goală. Adică erau niște riscuri, da. Știi? Operaționale. Și mor. Până la urmă am zis că urmează să plec la Polul Nord și ceream sfatul celor patru urmăritori care
Aveai followers, nu glumă. Mă, nu, știi că avem statistici, avem statistici la blog și când am văzut în prima zi erau 14 oameni, mi s-a părut fantastic să ai 14 oameni. Bine, probabil că o să fie greșeală sau nu știu. Și după aia am început să dau link-ul cu blogul către colegi. Când am zis la prima 100, mi s-a părut deja fantastic. 100 de oameni, adică imaginăm așa, cum 100 aia îți umple o... Adică mi-am zis când era ziua cuiva în corporație și venea de toate departamentul, 100 de oameni umplea, adică trebuie multe prăjituri să ai pentru 100 de oameni. Da. E, și am început să primesc ajutor nesperat acolo. Îmi spunea, uite, pentru echipament, du-te la magazinul Himalaya din București, vorbește cu David Neașu, alpinist, uite, a fost pe Everest, să zice el ce vrea. Așa. Și tot felul de sfaturi. Și până la urmă, David mi-a zis, băi, David Neașu a condus prima expediție românească pe Everest și are un magazin de articole sportive. Mi-a zis, băi, poți să te ajut până la încălțări. De la încălțări nu pot să-ți dau ghetele la care urcăm noi pe munte, că... N-ai cum să alergi. Te duci pe lună ca să te țină acolo, gravitație, n-ai cum să alergi. Așa că mă interesează, te mai caut. E, am găsit eu ceva până la urmă, întrebând și organizatorii și... m-am zis, băi, trebuie să-i testez. București era deja, era pe martie, era vreo 20 de grade. Zic, ce să testez? La Miercurea Ciuc nu erau -20, -20. Zic, cu unde să testez? Și am găsit un depozit frigorific lângă București, de înghețată, undeva și un tunel de răcire la -20 de grade. Zic, gata, asta. I-am cerut și eu acordul, a zis, bine, așa. Un nebun care vrea să-și testeze tenis. Da. Și să alerge pe acolo. Să alerge prin tunel. Bine, da, vino. M-am dus și am fost bine că m-am dus, pentru că am stat vreo jumătate de oră pe acolo, m-am învârtit, am văzut că echipamentul resta. Mi se părea că și încălțările sunt ok, dar am ieșit de acolo cu căldura dată la maxim, la picioare, la mașină, vreo oră. Am ajuns deci la birou, am mai lucrat acolo vreo 4 ore și spre seara am să simt picioarele. Deci abia seara? Abia seara, da. Și am zis, băi, e ceva neregulă, știi? Și mi-am luat și alte șosete, am schimbat și pantofia și a fost mult mai bine. Adică acolo... Adică ți-ai schimbat încălțările pe care le luase inițial? Da, la Polul Nord. Îți cădeau picioarele de sub genunchi și habar n-aveai. Nu, mi le tăiau de la... Mi le tăiau până la gât. Cu dăltița, da. Până la gât picioarele. Așa. Și... Bine, problema e, de fapt, când stai la temperaturi scăzute, că dacă te miști și piciorul circulă. Așa, circulă, zi, dacă stai și eu știu ce, da. Și acolo la Polul Nord este o bază care funcționează o singură lună pe an, în aprilie, pentru că 6 luni înainte ai beznă totală și foarte frig și din mai devine gheața instabilă, adică în iunie, iulie și ajungi cu spărgătorul până la Polul Nord. Și atunci aprilie este singura lună în care catapultează acolo în bază niște corturi, niște scavatoare, fac o pistă de aterizare pe gheața aia groasă pentru avioane mai mici și mergi până în nordul Norvegiei la Spitsbergen, undeva la 80 de grade latitudine nordică, și de acolo mai zbor cu un avion militar până la Polul Nord, încă vreo 2 ore jumate. Deci cam asta. Eu am și frică de avion, deci a nimerit perfect. 5 avioane și un elicopter am schimbat la dus, 5 avioane și elicopter la întors, deci a fost... Te-ai vindecat total, de fapt. Nu, m-am obișnuit, nu te vindeci de așa ceva, dar... nu cred că te vindecat, m-am vindecat la alt. Am zburat pe cel mai periculos aeroport din lume, la Lukla, în Nepal, unde un avion cocoțat pe o stâncă la 2700 de metri, care are 330 de metri lungime, pista. Într-un capăt e perete, în cealaltă e prăpastie. Și pista înclinată 12 grade ca să poată permite avionașilor să oprească brusc și să decoleze rapid, au 7 secunde să prindă. Și ele când decolează, nu decolează ca la noi pe plat, mai întâi cad un pic ca să aibă portanță de aer, așa. Și eu se tine. Iar hai că la aterizare mai cum ai, că știi că te oprești în ceva dacă nu ții în frânele, știi, dar la decolare. Și am avut și 2 aterizări eșuate pentru că deci decolezi din Kathmandu, din Nepal, zbor vreo 25 de minute și dacă vine un nor, tu treci printr-o, ca să ajungi la aeroportul ăla, treci printr-o vale destul de îngustă, cu munți 6-7 mii pe acolo și când ajungi, dacă vine un nor, trebuie să te întorci, că n-ai, cum nu vezi... Nu vezi unde să aterizezi. Și acolo în fiecare an cade un avion. Bine, în anul a căzuse, deci m-am dus statistic m-am statistic, dus... Statistic, n-aveai nicio grijă. Relaxat, adică, da. Și...
Avioanele sunt sigure, sunt indiene din anii 60, adică n-ai probleme. Da, cum? Cred că trece mâna prin el dacă te împinge așa un pic. Aveai mici de 16 locuri în care vezi pilotul, adică nu e separat pilotul de... Așa și vezi când transpiră, când apasă pe butoane. Acolo m-am pus și în spatele lui ca să fac poze și masochistică. Atunci când ai frică, tu și alimentezi, te mai uiți și la Crash Investigation și la așa. A, nu, trebuie să urmărești chiar tot, adică... Da. Și după aia pot să zic că după ce am zburat cu cutiuța aia care făcea în toate felurile, mi s-a părut mult mai abordabile cursele normale. Eu sunt curios ce a zis colega ta în momentul în care tu te-ai întors cu acest maraton îndeplinit. N-am mai zis nimic. Okay, i-a venit să creadă. M-am interzectat. Culmea e că în proiectele care au urmat, la un moment dat am ajuns și la partea de triatloane și ultratriatloane, deci bănuat, pedalat și alergare. Și soțul colegii mele are un magazin de biciclete, avea un magazin de biciclete în București. Și am ajuns, tot la ea am ajuns, recomandă și mie o bicicletă, m-a trimis la soțul ei. Și până la urmă a avut un impact pe termen lung, oricum. M-am întâlnit și iarna asta, că ea schiază, dar ce să zic, ce? Atunci a zis, am văzut că n-am mai închis aerul condiționat de atunci. Da. Păi și în timpul cursei, nu știu, te-ai gândit, băi, e o mare prostie, nu o să, adică te-ai gândit să renunți, te-ai gândit... Eu am un mare noroc, de ce n-am abandonat nicio cursă până acum, că mă duc la curse la care, chiar dacă îți vine, ai gândul ăsta să abandonezi, sau nu neapărat ai gând, dar zici, bă, aș prefera să fiu în altă parte, n-ai cum să te oprești. Că nu poți să ieși la minus 40, minus 50, bă, uite, eu mă așez aici și nu mai plec. Mă mișc de aici. Adică dacă, taxi? Chem un Uber? Că dacă ești în București, să zic, și te duci la primul tău maraton în București, după vreo 10 km, dacă mai chef să alegi, pui la o terasă, bei o bere, bei o cafea, bei un suc și a doua zi vii tu și căpătăm la serviciu, zici, bă, m-a călcat un kenian, că altfel rupeam. Așa. Da, da, da. Dar acolo nu prea ai scuze, știi? Sau ești în mijlocul Atlanticului, vâslești, ce faci? Zici, bă, eu nu mai am chef. Uite, nu-mi place anturajul, dar plec. Pleacă. Da, da, este o mare diferență să te antrenezi. Tu te-ai antrenat alea 3 luni jumate, urma programul pe care... Eu tot am o chestie logică la care nu pot să o abordez. Înseamnă că ai alergat 20-30, ai zis că ai ajuns la 30 ceva de kilometri, da, da. Dar una este să alergi la plus, că ai alergat la plus. Am început iarna, dar oricum era mai pe plus. Și ați ajuns în aprilie, acolo bănuiesc era un minus 15-16 grade, 20 bănuiesc. Unde? În la Polul Nord. Minus 40. Minus 40. Deci una e să alergi la plus și alta e la minus 40. Cu vânt sau cu ce-or fi, că viscolul bănuiesc că dădea așa. Se face o aclimatizare. Adică ați fost o săptămână înainte, ați alergat? Nu, dar stai, de exemplu, am stat vreo 3 zile, am stat o zi în Oslo, după care am stat vreo 3-4 zile în Spitsbergen, în nordul Norvegiei, unde este primăvara și erau vreo minus 10 și erau oamenii la tricou cu geaca deschisă, noi îi paralizam așa, dar pentru ei era fantastic, după 6 luni de beznă și de minus 20 și așa era parfum. Și... Apropo, în Spitsbergen, acolo în Svalbard, în arhipelagul ăla din nordul Norvegiei, este depozitul mondial de semințe. E unde e într-o veche mină făcută, unde a depozit antiatomic, unde sunt vreo 2 milioane de soiuri. Toate soiurile lumii sunt ținute în banca respectivă. Ca în cazul în care se joacă Putin cu, sau eu știu, se joacă între ei cu... Da, așa. Da. Așa, să, totuși, când o iei de la zero, să ai ce planta pe unde mai poți, că stronțiu sau radio se înjumătățesc în 30 de ani. Așa. Și acum e o problemă, citeam că și pe acolo permafrostul a început să se dezghețe, nu prea, s-ar putea să mai facă față depozitul ăla, se cam încălzește. Da. Și asta zic, ne-am aclimatizat, am stat și la Polul Nord vreo 3 zile înainte de cursă și ieșim pe acolo, că senzația cea mai neplăcută este când aterizezi la Polul Nord și se deschide ușa avionului și pilotul spune, ne vedem în 3-4 zile dacă permite vremea, și nu sună bine, că am apropiat orașul la 3000 de kilometri pe jos, așa. Și în momentul în care ieși și intri în contact cu aerul ăla, ar fi bine, ieși cu cagulă, cu ochelari de schi, căciulă, cu geacă, dar în momentul în care tragi aer, deci la piele nu se izmine, ai un disconfort real decât când ești la toaletă. Că n-ai nicio parte descoperită. Da, dar când respiri se lipesc nările. Aia e prima senzație nasoală și nu știu ce să faci mai departe, să deschizi gura, să tragi de nări. Da, și în timpul alergării
e foarte complicat. Da, mai că te obișnuiești, mai ales că îi vezi după vreo două zile, îi vezi pe cei care stau acolo în bază și vin mai din nordul Europei și vezi că mai ies mai light așa în tricou dintr-un cort în altul, mai ce te simți supra-îmbrăcat și mai dai și tu un strat jos, te mai obișnuiești, mai respiri și corpul se aclimatizează destul de ușor. Adică, a, deci este o... Nu da, v-ați nu ajuns acolo, ați dormit și mâine dimineață alergăm. Nu. Plus că noi dormeam niște corturi încălzite cu kerosen, care, bine, încălzite, adică aveau 0 grade. Când ieșeai, când veneai de la minus 40 la 0, era ca la terme, deci era parfum. Dar oricum, nu dormeai la plus 30, deci asta zice, plămânul se obișnuie, că pe fapt plămânii trebuie să fie stimul respirator, te obișnui cu frigul ăla. După care, din nou, fiind condițiile care erau, pentru că aveai o pistă de... Deci alergai pe un circuit de 3 km jumate, care includea și 1 km jumate de pistă de avion. Acolo era mai alergabil, adică chiar puteai să mai prinzi ceva viteză, dar în rest era zăpadă până aici, n-aveai. Ți intra piciorul și nu puteai să alergi nu știu cât și atunci nici nu respirai așa ca la sprint, să zici că... ca Darth Vader. Și a fost în regulă. Bun, și ai ajuns acasă, ai bifat ceea ce îți propusesei. Da. De ce ai continuat să mergi mai departe? Sentimentul de la finalul primului maraton a fost extraordinar. Adică ai senzația că poți face orice. Deci sentimentul ăla, am zis, bă, dacă am terminat-o pe asta, poți face orice. Numai că știam din experiențe anterioare că poate interveni blazarea aia în care zic, bă, am dovedit, am arătat că pot. Gata, bună ziua. Ca atunci când mă lăsam de fumat, că mă lăsam de fumat 3-4 zile să dovedesc și mie și altora că pot, și am, gata, acum hai să mă întorc, adică pot oricând. Și am zis, bă, ar fi păcat să nu profit de momentul ăsta de relansare a vieții, mai ales că dădusem jos balastul de kilograme. Și am zis, bă, dacă mă întorc chiar la stat pe canapea, privit la televizor, stat până noaptea târziu, băut 3 beri, mâncat masa principală la 11 seara cu scăricică și cu cartofi și așa, zic, n-am făcut nimic. Hai să profit de momentul ăsta de relansare și să alerg în continuare. Și vorbim cu oamenii pe care am întâlnit la Polul Nord, la alergarea respectivă, niciunul nu pusese sportiv la viața lui de performanță, erau oameni din toate ariile vieții. Adică cum erai tu, așa erau și ei. Și nu veni să... Pentru că acolo nu se... De ei mai alergaseră alte maraton? Da, eram singurul... Tu erai primul maraton la Polul Nord. N-aș mai merge acum, n-aș face experiența asta, primul maraton la Polul Nord, dar... și oamenii au zis, domnule, există un circuit 7 maratoane pe 7 continente, unii îl făcuseră, unii nu o să-l facă și s-a prea interesant. Bă, uite, m-ar mai ține măcar un an activ în astfel de proiect și atunci n-ar exista riscul ăsta să mă întorc la canapea și la telecomandă. Și am ales pe fiecare continent cele mai grele curse pe care le-am găsit, pentru că am zis, dacă o să fie vreuna ușoară, iar mă lenevesc. Și am zis, nu, o să fie Sahara, să fie Antarctica, să fie Everest, să fie ceva complicat. Deci ăsta a fost următorul proiect. Și în aprilie 2010 a fost maratonul de la Polul Nord, după aceea a fost în Australia, primul din cele 7. Mi s-a părut drum până acolo de cel mai 24 de ore, deci cu escală, mă rog. Și eu nu pot să dorm în avion, având și frică de avion, nu prea pot să dormi când ți-e frică de ceva, dar puteți să încercați când vă fugărește un urs să vă culcați, de exemplu. Așa. Și mi-am zis că era o aeronavă asta uriașă de la Dubai la Sydney, 380 ăla, cu 500 de oameni, era beznă totală, toți dormeau, eu eram, că am avut 7 filme, ca la Las Vegas, se făcea ochii la păcanele când am ajuns, nedormit, de 2 zile. Australia e uriașă, nu știam că de uriașă, pentru că am aterizat la Sydney și pe aceea am zburat până înapoi, cumva, până în mijlocul Australiei, 3 ore jumate. Deci Australia, ca să o bazi la cap la coadă cu avionul, e mai mult decât Europa. Deci e o imensitate. Și am ajuns acolo, în mijlocul deșertului, unde e Uluru, muntele ăla lor emblematic, și după ce am făcut un instructaj rapid, oamenii acolo, am zis, nu ieși de pe potecă, pentru că avem, din ce mi-a venit noi, 10 șerpi. 7 sunt la noi și n-a apucat să ne sunați dacă vă mușcă ăsta, asta și ăsta și deci stați liniștiți. Așa am alergat, înapoi m-am întors, că luni trebuia să fiu la birou. Și asta zic, a fost obositor. După că Australia a urmat Turcia și în decembrie a fost Antarctica. Acolo a fost punctul de cotitură în cariera mea sportivă amator, pentru că a doua zi după maratonul respectiv se organiza și o cursă de 100 de kilometri de ultramaraton.
pentru care nu eram pregătit, numai că știam că aveam antecedente de a nu fi pregătit. Am zis, 100 km seara în 4 ture de 25, am alergat 25, ce poate să fie. Deci azi ai alergat da, maratonul. Maratonul. Și a doua zi, bă, dacă toți sunt aici. Da, ideea Antarctica e minunată. Deci când aterizie, adică dacă aș avea de asta polul și Antarctica, oricum aș toace în Antarctica. Deci e senzație, în afară de a ști că ești pe continentul unde a fost Racovița, Amundsen, Scott și așa mai departe. Bine, a fost și în Europa, dar nu contează. Dar faptul că au fost acolo exploratorii ăștia și când vezi ghețarii aia, munți, adică e alt relief, nu e o mare înghețată, o câmpie. Da, eu sunt munți de peste care mai e 1000 de metri de gheață. Plus că este exact, toată gheața este de acum niște zeci de milioane de ani de când s-au desprins continentele. Acolo n-a mai nins în mijlocul continentului, că e mereu foarte frig și nu e diferența de temperatură de mare, de mic să ningă. Și zăpada e un deșert, Antarctica e un deșert. Zăpada e o zăpadă uscată, adică fiind de zeci de milioane de ani și e una cea mai curată aer pe care poți întâlni, pentru că nu au voie să poleze cu absolut nimic. Am trăit senzația de soare 24 din 24, care te chiaunește la un moment dat. Vânt foarte puternic și la un moment dat am stat o zi în cort, deci n-am ieșit din cort pentru că era vânt de peste 100 km/h și ne-a zis, dacă ieșiți nu vă mai găsim, că cine știe. Și ne-au dat, ne-au anunțat, vedeți că într-o oră începe vântul, 24 de ore e cod roșu, nu știu ce cod era, luați-vă sticlă de apă, sticlă de scos apa din voi, nu le înconfundați, așa, și vă chemăm noi când e gata. Și am o filmare, am deschis un pic așa și... n-aveai ce să ieși de acolo. Și a doua zi după maratonul ăsta se organiza aceea cursă de 100. Ultramaraton. Și spunându-mi ceva care mie ca român mi-a plăcut foarte mult, și anume că este gratis participarea, zic, bă, ești nebun. Adică am venit aici, super afacere. Ceva gratis, pe era cer două bucăți, ce nebie. Lasă-mă de două ori. Așa, da. Și dacă atunci când alegi după taxi, știi că economisești mai mult decât dacă alegi după autobuz. Așa. Și am zis, hai să particip. În plus aflasem că voi fi tata pentru a doua oară. Tu mai aflasem și dacă vrei să ai mulți copii, să călătorești des, ăsta e secretul. Așa. Și aveam așa două motoare în plus și am zis, haide mă, să alerg și eu, ce o să fie. Plecați la ideea că Antarctica e frumoasă, dar după ce faci poze o zi, două, trei, un spațiu destul de limitat, după maraton zici, bă, aici n-am ce să mai fac două zile până vine avionul și ai zis, hai să alerg și cursul ăsta. Și din cei 40 de participanți de la maraton, jumate a zis, băi, ne băgăm, a doua zi eram 4 la start, așa restul, parcă mă ține pe aici, mă ține pe acolo, parcă aș bea o bere, parcă... Și am început acolo să dau, erau 4 ture de 25 de kilometri și, pe la kilometru 50 am aflat că e bine să pregăti totuși când mergi la astfel de curse, că începi să te doară, descoperi mușchi pe care nu știai, că mi s-au acordat la urechi pe aici, deci pe aici, pe undeva, pe spate, nu știam că există. Așa. Și a fost prima dată în viață când am avut halucinații. De obicei în sportul de anduranță, mai ales când ești nedormit, foarte obosit, apare hipoxia, adică lipsa de oxigen în creier și ai halucinații. Spectrul e foarte larg, adică de la unii văd rude care au murit de nu știu când sau zombi sau așa, eu le-am totdeauna din spectrul ăsta distractiv, amuzant, văd desene animate sau alte, dar Tibi, atunci... Tibi, scuză-mă, Tibi Ușeriu, i-am citit cartea, a văzut Tom și Jerry, da? Tot de desene animate, da. Mă rog, printre altele, că s-au tot întâmplat niște lucruri și prin creierul lui, dar... Da, partea interesantă este că ești conștient că e halucinație, dar în același timp, adică, știi, adică apar brusc și stai mă, că n-au cum să fie totuși desene animate în fața mea acum, aici. Dar, dar nu te îngrijoresc că s-ar putea să, hipoxia asta poate să ducă și la o chestie nasoală. M-am îngrijorat prima dată, după aia nu m-am îngrijorat că știam că e ok, adică te pleci, băi ceva, mănânci ceva și din fericire trece destul de repede, bine, percepția că ține vreo oră, două, dar așa pe ceas, în câteva minute a trecut. Și atunci halucinația pe care am avut-o mă vedeam din afara mea, de sus cumva, de pe la 3 metri. Și am zis, bă, dacă văd un tunel alb, mă întorc, că e nasol. Da, da, dacă e o lumină puternică, dacă toate că acolo e lumină tot timpul. Dacă e mai puternică, da, mă întorc. Și după aia am citit pe tema asta, am zis că nu e o tragedie. Și am terminat și cursul asta și mi-a venit ideea de a... Stai puțin. Pe mine, bă, am terminat și cursul asta ca și cum... Bă, m-am dus până în stație și a trecut autobuzul, l-am așteptat pe al doilea și...
Deci tu poți să bei în timpul ăsta, adică... Nu, asta zic format. În primul rând, la ultramaraton ai nevoie să dobândești niște aptitudini esențiale. Una este să te hrănești și să te hidratezi din mers. Tot ce faci, faci din mers. Pentru că fiind o cursă foarte lungă, dacă tu te oprești de multe ori, așa, pierzi foarte mult timp și risc să nu te cadrezi în termenele limite pe care le stipulează organismul. Ăsta avea un termen limite? 24 de ore. Nu, e un termen destul de permisiv, dar totuși era... Mai era o problemă că la, pe circuitul la 25 de kilometri, la kilometru 10 și la kilometru 16 erau niște containere în care aveai apă și niște ronțeli și o stație. Trebuia să anunți prin stație că ai ajuns, să aveai un anumit termen, altfel veneau să te caute, că alergam pe un ghețar și dacă ieșeai, să nu știu unde, cădeai într-o crevasă, bine, te căuta degeaba dacă cădeai într-o crevasă, dar oricum, trebuia să anunți prin stație. Și atunci erai cât de cât presat de... Da. Și... o altă abilitate, dar nu știu dacă o putem... Da, spune că nu stai la televiziune, putem să spunem. Nu? Spui ce vrei. E o abilitate pe care foarte mulți ultramaratoniști au, eu nu știu, nu vă spun dacă am sau nu, și anume să faci pipi dimers. Dar nu la Polul Nord. Da? Trebuie dăltiță de la Polul Sud, nu? Dar rest la curse montane, sau așa, fac dimers. Deci, pentru că nu pot să exemplific acum ce am văzut, cum fac alții, bineînțeles, dar dacă te oprești, mai zic că te hidratezi mult și faci normal, în oră, așa, dacă pierzi un minut la fiecare oprire de asta, într-o cursă de 24 de ore, de exemplu, te opri de 30 de ori, ai pierdut 30 de minute. Păi 30 de minute n-ai cum să recuperezi din alergare. Și atunci, tot felul de abilități de astea, ciudat. Dar... la cursa arctică, din fericire, aveam nici... nu din fericire, n-ai voie să faci nimic în afara lucrurilor speciale. În Antarctica există chiar... sunt containere separate pentru treaba mică și treaba mare. Nevoie să le faci în același loc, pentru că ei reciclează treaba mică și treaba mare o duc înapoi pe continent. Deci nu este... E cel mai curat. Nimic, poluare. Zero. Și alpiniștii care merg să facă muntele Winston, care e cel mai înalt din Antarctica, 4800, nu știu care, merg cu treaba mare și mică după ei, o cară sus și jos și o duc acasă. Din ciclu ce mi-a adus tati? Ți-am adus ce-am făcut. Așa. Deci, așa e. E un acord și nu mai voi nici cu câini. Adică au fost până prin anii 80, au fost niște expediții în care erau cu câini, ca la pe vremea lui Amundsen și Scott. Banu Scott a fost cu cai. Deci cu husky au făcut o traversare în Antarctica și pe au interzis orice animal, orice lucru poluant pe acolo. Vor să păstreze, nu ai voie să exploateze resursele de acolo, vor să păstreze Antarctica foarte curată. Și adevăr, aerul e curat, în schimb ce te rupe acolo este soarele, pentru că acolo ai un strat de ozon, fiind pământul plat, acolo e un pic mai mic, zăpada aia reflectă tot și te arde, deci tot ce lași la vedere arde instant. Practic. Deci eu mi-am zis că a rămas așa o fâșiuță între ochelar și cagulă și am avut fâșiuța aia vreo un an de zile. În condițiile în care organizatorii ne-au dat cremă factor 130. Nu știam că există 130, da? Și tu erai dat cu cremă? Da, cu cremă, da. Deci cu cremă? Cu cremă și cu aia parcă era laser. Și iar un tip care și-a scos cagula și ochelarii pe ultima parte a cursei, că transpirase foarte mult, se bucurase mult prea gros, a avut asat în cort 2 zile, i se făcuse roșie partea asta pupila și verde restul, adică i-a arătat exact ca în filmele cu zombie și au pus picături, a stat comprese 2 zile, risca să-și pierdă vedere. Deci foarte, soarele foarte nasol acolo. Și nici la cursa asta nu te-ai gândit, adică am înțeles că nu prea aveai cum să abandonezi pentru că na, era, nu erai într-un loc foarte... Ce? Mai microfon. Nu erai într-un loc foarte, foarte plăcut, dar nici aici nu te-ai gândit să abandonezi? Adică după cursa asta de 25 de kilometri, adică după prima ai făcut ultramaratonul ăsta a doua zi, nici aici nu te-ai gândit? Nu m-am gândit că e și atmosfera de așa natură încât ești într-un context cu mulți oameni care fac de obicei lucruri de felul ăsta, ți-e și un pic așa, să fii prostul clasei, știi că dacă ceilalți nu se opresc, nu te oprești nici tu. După care... am avut foarte mult timp de introspecție acolo, de a vorbi cu propria persoană, așa că nu era nimeni în jurul meu pe puraz destul de mare, că cei 4 participanți s-au distanțat. Ne-am distanțat, nu ne-am văzut unii cu ceilalți până la final, la un moment dat fiecare avea ritmul de alergare.
Și îmi amintesc la un dat că era de liniște, mi-auzeam inima bătând, ceea ce e un sentiment destul de bizar. Dar ai timp de introspecție, un timp pe care și un lux pe care nu-l ai în oraș. Pentru că în oraș ai zgomot. De când te trezești până te culci, e zgomot. Ai grijă. Acolo te cam debarasezi, mai zic că ești și fizic foarte departe de orice grijă. Și încep să discuți cu propria persoană. La început nu e foarte plăcut că epuizezi toate subiectele în 30 de minute, după aia începi să vreo oră ți ia să vorbești cu organele tale interne. Ce faci, ficatul, ești bine? Așa să vezi, mai sule când îți răspunde. Și după care devine așa ca un fel de meditație activă în care te golești de orice gând și câteva ore ești o stare de flux, așa de relaxare continuă. După care îți vin idei. Atunci mi-a venit ideea de a alerga pe fiecare continent și câte un ultramaraton. Ceea ce s-a transformat într-un proiect 7 maratoane, 7 ultramaratoane, 7 continente. Am fost și primul din lume care a terminat. A intrat și în cartea recordurilor pentru asta. Exact, pe tema asta. Deci îți vin idei bune. Când ai 24 de ore meditație de felul ăsta. Da. Și de notat când ai început? Nu în Antarctica, așa am început. Am notat, am început să not pe la 35 de ani, deci prin 2012. De când s-a apropiat de final proiectul ăsta cu alergare, m-am gândit, ok, ce urmează? Și discutând cu prieteni care vreau să le vând beneficiile, să le povestesc pe beneficiile alergării și le spuneam, bă, ce bine că slăbești, că ai energie, că stau hainele mai bine pe tine, că nu mai mănânci toate prostiile, că, mă rog, e o listă lungă așa. Spunea, bă, eu nu pot să alerg. Mă roveam de răspunsul ăla și eu nebuneam când auzeam răspunsul ăla, pentru că în călătoriile mele văzusem de la nevăzători care alergau ținuse de alți oameni, oameni cu picioare amputate, aveau proteze și alergau maratoane, oameni de 70-80 de ani care alergau maratoane, de 100 de chile, deci am văzut tot spectrul posibil la maratoane astea. Nu puteam să mai diger scuza asta, că eu nu pot să alerg. Bine, asta e o scuză pe care o folosim toți până întâlnim urși în pădure, că atunci toți devenim Usain Bolt, deși nu e cea bună idee să fugi când te îndrești curs. Da, și la însuite cum facem. Peste 2 ani e un concurs de ultra triatlon, dublu Ironman, în care trebuie să not 7,6 km, să pedalez 360 și să alerg două maratoane, în total în 36 de ore. Și dacă eu reușesc să iau lecții de not la vârsta asta și să termin cursa asta, nu mai are nimeni nicio scuză. Și aici n-ai început cu un Ironman, ai început direct cu un dublu Ironman. Sau? Ca obiectiv a fost dublu, dar am început în felul următor. Am început cu lecții de not. În primul rând, până să iau lecții de not, că pe plajele din Brașov, când eram mic, așa, nu prea era apa bună. Așa, iar în București, percepția mea era că, percepție tot moștenită pe Vrana Ceaușescu, că doar două bazine la Floreasca și la Lia Manoliu, deci era percepția mea, deci n-am unde, n-am când, n-am așa, și evitasem să iau lecții de not. Și la mare mă limitam la... Până la buric. Nivelul, da. Și... Când am început activ să caut lecții de not, am văzut că există zeci de bazine în București, am găsit unul cu un program care se potrivea și aproape de un sistem atunci și m-am dus la Facultatea de Medicină din București, unde e un bazin de not înăuntru acolo, deschis publicului, și la Davila. Și la prima lecție eram eu cu patru copii, cu, nu știu cum se cheamă, aripioare, da. Pernuțe, și era corigent. Adică mă seamă exact cum sunt, că toți am avut în liceu câte unul care era aceeași clasă mulți ani la rând și era în ce mai înalt la... Da. Și... Da, zic, hai bă, să iau lecții. Când am venit antrenorul ăsta, nu pot să zic... În primul rând, cum e organizat bazinul ăla? Eu cu polă de sticlă, așa, și toți părinții stau pe marginea cupolei în afară cu nasul lipit, că e un pic aburit, și se uite vadă să nu pătească copilul ceva. Deci obicei părinții sunt afară. Și eram eu și când am venit antrenorul care a fost înotător, a zis cum arată înotătorii sau foști înotători. Da, un spate lat frumos, un dulăpior, da. Da, un dulăpior destul de înalt, așa. Și s-a oprit așa, nu înțelegea ce caut eu acolo, că de obicei părinții sunt îmbrăcați și sunt după... Zis, dumneavoastră, ce faceți? Îmbrăcați, că nu eram dezbrăcat, aveam totuși... Și ce căutați aici? Păi am zis, iau lecții de not. Păi ce vârstă aveți, domnule? 35. Păi trați vințea cu 30 de ani pentru olimpiadă și alte. Zic, domnule, lasă-mă cu olimpiada. Zic, dar care e obiectivul dumneavoastră? Și m-am gândit, bă, dacă îi spun ăsta că vreau să peste 2 ani să nu top, ori mă ia mășuturi afară, ori zice, dar mai întâi nu vreți la colegi de la psihologie aici un mic control, așa mă zic. Zic, vreau să învăț crawl. Bine, hai. El lăsa pe copii de ani în picioare acolo și a zis, uite, vă țineți de marginea bazinului. Că a văzut la crawl,
ideea este că în momentul care nu o scral, dai, dacă n-ai făcut lecții, dai așa, ciudat din cap și te duci la fund în cazul meu, dar e partea. Și mai zis, uite, ca să te învăț direct bine cum se... Așa, uite, ții bine și pui capul în apă, stai așa cât mai drept, dai din picioare și când vrei să respiri, scoți capul când pe o parte, când pe alta. Și în felul ăsta, pe o parte ești bine, capul pe cealaltă nu ești... Nu sunt... Așa. Și mai înghițeam câte o gură de aia cu apă de clor, cred că de-aia n-am mai răcit de atunci că m-am dezinfectat. Da, și ușor, ușor, cu exerciții, cu o plută, cu două, cu trei, cu tot felul de... Așa, după o lună, am făcut primul bazin, bine, că mai zis că facem primul bazin fără niciun device, mi s-a părut bazinul ăla că avea brusc vreo 200 de metri și se dilată, așa, dar și nu știu cât timp am făcut, dar mi s-a părut realizarea extraordinară. Și pe aia a fost doar o chestiune de multiplicare și pe care am fost, după vreun an, m-am dus la un... eveniment care era la noi, la mare, un triatlon sprint, nu știu, o probă scurtă, ca să văd cam cum e treaba. Și mi-amintesc că am zis, băi, erau sute de notători, la prima probă e notul, și s-au băgat acolo în lac, la Mamaia, nu știu ce lac e, la... Ce lac e? Tăbăcării. A, așa. Și ne-am băgat în lac acolo și m-am băgat ultimul, zic să nu mi deranjez pe oamenii ăștia că n-are sens să mă bage la fund și zic, hai, m-am pus și eu lângă o fată, am zis, uite, e probabil că aici e mai bine, în spatele ei, când s-a dat startul, m-am pus pe burtă și fata din față, bac, un picior în barbă direct, așa, da, mă rog, au plecat pe vreo minute, mi-a revenit și, mă rog, a reușit să termin cursa de not, am fost o bicicletă, am pedalat, am alergat, zic, bă, experiență. Experiență bună, după care am mers la un half Ironman, după care la un Ironman și în final m-am dus. Ai luat-o... Am învățat ceva. Ai învățat ceva de la primul maraton la Polul Nord, dar ai luat-o ușor. Da, ar fi fost tragic. Adică la primul Ironman se duce așa direct. E destul de complicat. Și... după care am stat acest dublu Ironman care se ținea în Florida, în Statele Unite, într-o rezervație naturală, unde noaptea începeau să treacă crocodili, treceau așa pe, sau aligatori, nu știu, diferența între și cu unul de apă dulce, unul de sărat, unul de... Așa. Și bine, și treceau așa pe în față, în fața bicicletei și la un moment dat unul s-a oprit. Și eu, ca român, am oprit mai departe, așa, nu m-am dus să fac selfie-uri lângă el cu eventual cu... Așa. În gura aligatorului. Da. Și văd un american că se duce, se oprește lângă ăsta și faci, bă, cum facem noi cu câinii, știi, pe la stână, bă, dai. Și a plecat ăla. Și eu zic, bă, dai, ești nebun. Nu văd că stai mic, are 2 metri, ce să faci? Știi cât ești de acolo, de al casei, da. Și ce a fost greu la cursa aia, n-a fost notul, că am reușit, era 4 ore timp limit, am ieșit ultimul din bazin, se ținea în bazin, deci la tură de aia te plictisei. Am ieșit pe vreo 3 ore 45. Dar la bicicleta sunt vreo 16-17 ore pe șea. E, cine a stat pe șea măcar vreo 3-4 ore știe că te doare sufletul. Așa. Și într-adevăr, și mai ales și crăcănat după aia două maratoane, e mai complicat. Dar a mers. Adică, intri și tu atmosferă, că vezi oamenii, era o tipă care avea vreo 65 de ani, care făcea... Am bătut la ultima tură de alergare. Deci am terminat înainte ei după... Deci stai puțin, deci stai, mi se termină, am desincronizări pe verticală. Deci ai notat cei 7,6, da? Așa. Kilometri, după aceea ai ieșit din apă. 60 de kilometri pe dal, ieși din apă, te schimbi repede. Că da. Ești odihnit, da, ești nu știu, da, ce. Așa. Te schimbi, îți pui papuci de așa și 360 de kilometri. Da. Și mănânci pe bicicletă. La triatlon ai niște aerobaruri, se cheamă. Deci, dincolo de ghidon respectiv, mai ai niște bare pe care poți să stai așa. Și între barele alea îți mai pui de ciugulit. Și bei apă, bănuiesc. Și bei bidoane hidratare, bine să nu stai prea mult. Că da, am înțeles. Te așezi... Nu, s-a terminat, nu. Ok, da. Deci 360 de kilometri pedalat și apoi alergi... două maratoni, 84, da. 84 de kilometri alergi. În acea zi, nu stai că nu, mă duc la hotel să mă odihnesc. Da, 36 de ore timp limită și în continuu. Noaptea, de obicei noaptea te prinde pedalând, cam așa se întâmplă. Și mi-am zis noaptea că aveam o echipă de suport care era formată din soție și din doi verișori. Și la un moment dat, pe la jumatea cursei de alergare, era obosit, era de pedalat, era vreo două noapte, era frig, deci am intrat să ajung acolo la
pentru că tot așa era un circuit de 8 km, mi se pare. Ajung la echipa de suport și vine unul dintre verișori să mă încurajeze. Hai mă, Vere, că mai e ca de la București la Brașov și gata. E, când am auzit asta, că așa 180, eu calculam în ture, că mai am, nu știu, pe ture. Și, și la, știam că la, nu știu, la câteva minute acolo mai tăiam o tură, știi, că la părnea e 5 de alea. E, când mi-a spus-o pe asta cu București, Brașov, parcă vedeam, știam cu mașina că mă plictisește. Era vrut să mă ajute, i-a zis, da, mă rog, aia a fost. Și cu, cred că se numește Arch to Arc. Da, da. Zic bine? Ce-a urmat după aia a fost, am mers la un triplu Ironman, am ajuns după câteva luni la un triplu, după care am fost la un quintuplu 5 Ironman în 5 zile. Adică una pe zi, practic faci o competiție zi, sau? Există două formate continuu, adică faci mai întâi tot în notul, după care faci tot pedalatul și toate alergarea. De exemplu, la dublu și la quintuplu am fost la forma continuă, adică am avut 19 km de notat, 900 de pedalat și 210 de alergare, așa erau. Și la Deca Ironman... Fără pauză. Măi, pauzele, ce sunt pauză? În afară pauzele astea în care te schimbi de... Da, adică așa, nu ai pauză de odihnă. De obicei se întâmplă în felul următor, la probele care țin mai puțin de 2-3 zile, nu te culci nici măcar o oră. A încercat cineva la un dublu Ironman să a culcat pe la finalul probei de bicicletă, s-a trezit la festivitatea de premiere, adică e riscul ăsta să adormi tot complet. Da, de obicei dacă treci de prima noapte de nesomn, nu știu, mai bei o cafea sau știu, barnam, să stai acolo. Plus că mișcându-te nu e, de exemplu, dormi mult mai ușor dacă stai pe o canapea și te uiți la televizor decât dacă te miști, că totuși când te miști ai un puls ridicat, e mai, adică trebuie să te așezi și să stai să te culci. Dacă treci de prima noapte, lucrurile devin mai ușoare, adică a doua deja corpul se obișnuiește, poți să o ții, sunt participanți care la curse 5 zile nu dorm deloc. Și chiar dacă performează ceva mai lent decât ceilalți, câștigă liniștit și detașat. Pentru că dacă tu dormi, să zicem, 2 ore pe zi, înseamnă 10 ore în 5 zile, păi n-ai ce viteză să ai tu la... Oricum mai ai, nu știu ce viteză în zilele 4, 5, 6... încât să-l depășești pe ăla. Și atunci mulți își reușesc să treacă de, să-și învingă acest disconfort legat de somn și o duc foarte bine. Iar la Deca Ironman, care 10 Ironman, acolo am mers la formatul de 1 pe zi. A fost în 2016. Iar acel Arch to Arc de care întrebase, este o cursă de ultratriatlon considerată cel mai greu ultratriatlon din lume, pentru că pleci de la Londra, de la Arcul de Triunf din Londra, alergi 140 ceva de kilometri până la Dover, traversezi din nou canalul Mânecii și după care pedalezi așa de revenire până la Paris vreo 300 de kilometri. Deci ăsta e formatul. Bineînțeles, partea dificilă nu e neapărat distanța de alergat sau de pedalat. Sunt curenții din canalul Mânecii. E canalul Mânecii. Da. Și partea și mai grea e că înoți după ce ai alergat. De obicei, alergarea e cea mai grea probă pentru că gravitațional te afectează cel mai mult și scoate în tine cel mai multe resurse și stoarce de energie. Și să înoți după ce ai alergat e destul de complicat. Dar, păi și de ce e făcut în felul ăsta? Pentru că n-ai cum să fie mai greu sau? Păi nu, dar n-ai cum să traversezi canalul mâinii și înoți și okay. Să după aia să pedalezi și după aia să te muți la... Nu, așa au gândit-o. A vrut să facă și să facă mai grea. În plus, tu nu poți traversa canalul Mânecii în not decât din Anglia în Franța. Invers, nu ai voie. Nu te lasă. De ce? Francezii nu vor. Pur și simplu. Nu vor să-și asume că dacă cineva pățește ceva, barnă. Și atunci nu poți traversa decât din Anglia. Și care e problema în canalul Mânecii? Distanța nu e foarte mare pentru înătători. Deși eu nu sunt înătător. E 32 de kilometri linie dreaptă de la Dover la Calais. Numai că, în realitate, niciodată nu vei traversa în linie dreaptă, pentru că ai curent sud-nord-nord-sud, ai flux-reflux, e cea mai tranzitată rută maritimă comercială și acolo nu au prioritate înotătorii, ci vasele alea, containere, și atunci trebuie să... Tu când înoți la 4 metri de o embarcațiune mică, o barcă cu motor, din care echipa de suport îți aruncă cu o lesă de câine un bidon de hidratare în care spun și niște geluri de astea energizante, știi, că n-ai te oprești și mânci cu caserola de... Niște paste. Da, eventual. Nu, dar ce mai... Apropo de paste, să știi că poți, de exemplu, poți să faci paste, ți le bagi în blender până să facă pastă la propriu și le amesteci cu apă și blă, 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 chiar dacă nu e... chiar fantezia gastronomică te ajută. Dar de obicei mergi pe geluri la o traversare din asta. Și n-ai voie să atingi barca, ești descalificat și stai la 4-5 metri de ea.
Și și nu spăl lângă ea și ei acolo au grijă să, în funcție de, de curent, să ajusteze în permanență, că dacă tu nu o să mai încet, că și-au făcut ei calculul sau mai rapid, ei trebuie să facă, să gândească cum o iau, astfel încât când vine curentul potrivit să te ducă unde trebuie. Și la mine a durat vreo, că ești mai lent la not, că apucându-mă târziu și nici neavând caracteristici fizice pentru not, a durat vreo 21 de ore. Deci, în not, traversarea. Și ai stat 21 de ore în apă. Da. Cel mai frumos compliment l-a primit la aeroport când am revenit în țară, mi-a zis o prietenă: băi, nu știu cum ai reușit, că nu pot nici în cadă cu trandafir să stau 21 de ore. Dar acolo e altceva, adică în primul timp trece mai repede, cam peșteră, cam 2 la 1. Deci când înnoți, nu știu, mi s-a părut că a trecut foarte repede perioada aia. Plus că intri din nou în starea aia de pilot automat. Cred că ai fost primul român, nu? Care a traversat canalul Mânece. Înnot. Am întors cu feribotul câțiva. Da, așa e gluat. Da. Adică e atât de greu tocmai pentru că sunt curenții foarte puternici, nu? Da, bine, nu simți, problema nu e că ai simțit, adică nu te trage curentul la propriu sau la figurat, doar că e frustrant că în momentul în care ajungi în partea franceză, în primul rând, la jumate nu mai vezi sărmul nicio direcție și e ușor, e neplăcut. Mă rog că citisem despre asta și erau niște modalități care se depășește disconfortul ăsta, dar în momentul în care ajungi în zona franceză, tu vezi foarte clar țărmul, se pare... Foarte aproape. Se pare foarte aproape, că e și ușor ridicat și se vede foarte așa. Când se lasă seara, vezi luminițe, vezi la oameni în casă, zici, și mai 10 ore de notat. Știi? E frustrant, pentru că vine, începe curentul și tu noți cumva în lateral mai mult. Și mai mult, tu de fiecare dată când te oprești la fiecare oră să te hidratezi, chiar dacă stai doar 10 secunde, dar curentul te duce un pic înapoi. Și atunci mai denotat vreo 10 minute să ajungi unde erai. De aia nu poți să stai prea mult. De multe ori... Cât timp stai tu și bați apa, da. Să bei o gură de apă, te duce în spate. Da, te duce în spate. Și asta a fost. Da, e o senzație când ieși la... Când dai de... când nisip. De nisip și zici, mama, am ajuns, e fantastic. Da, eu vorbeam cu Silviu înainte să vii tu și îi spuneam că cumva... Mintea mea poate să se ducă, adică înțeleg ce e un Ironman, înțeleg ce înseamnă un dublu Ironman și mă tot duc așa, dar deja în momentul în care ajung la Deca citind despre tine, nu știam, de exemplu, că sunt și 20, adică poți să faci 20, poți 20, să faci și 30. Da, adică până cumva 30 până acolo poate să se ducă mintea mea. Nu înțeleg cum poți să faci realmente așa ceva. Nu-mi place deloc termenul ăsta de supra-om. Mi se pare un termen așa de marketing și nu, pur și simplu nu rezonez cu el, dar mi se pare ceva absolut uluitor să faci așa ceva. Nu... Măi, de exemplu, apropo de double deca, care sunt 20 și de 30, ce interesant că la start toți participanții vin foarte pufoși pentru că știu că urmează să pierdă 10-15 kg în cele 30 de zile și dacă vezi poze de la start și de la finish nu recunoști persoane. Adică înainte sunt, și după. Sunt deci, eroi de acțiune la final, adică sunt pătrățele. Da, pătrățele tot, da. Și culmea că timpii lor se îmbunătățesc pe măsură ce trec zilele pentru că dau balastul jos. Și adică una e să alergi cu 15 kg pe tine și alta e să... Deci compensează cumva oboseala. Pus că bănuiesc că creierul se obișnuiește și e o nouă realitate, nu? După 7-8 zile, creierul înțelege că băi, asta facem noi acum. Și nu, cred că e cel mai bine mă simt în cursele astea care depășesc 5 zile, cel mai bine mă simt din ziua 7-8 încolo. Deci e ca și cum corpul zice exact cum ai spus tu. Asta e normalitatea și te simți zen așa, adică din ziua 8 nu mai ai nici dureri, nici asta și pe mare și la văslit și la acest deca, ai senzația că poți face la nesfârșit. Deci asta e senzația. Dar trebuie să treci de primele zile când corpul se adaptează. Nu știu, zice, băi, ce cu mine? Ce vrea asta de la mine, știi? Și în astea 10 zile, ai zis că e unul pe zi. Tu apuci apuci să te odihnești? La unul pe zi, da, apuci să te odihnești. Acolo provocarea e să-ți faci o strategie în așa fel încât... ideea că dacă îl faci foarte repede un primul Ironman,
Da, ai mai mult timp de odihnă, dar ești mult mai afectat muscular și, mă rog, și atunci să găsești viteza optimă în care tu să-ți rămânești ceva timp de somn ca să te refaci pentru a doua zi. Partea bună e că a doua zi începe cu notul și notul de obicei e mai, îți mai din tensiunile musculare pe care și pedalezi și adică fiind multisport de obicei soliciți diferit musculatorul, pentru că dacă ai alerga în continuu 50 de zile atunci da, ar fi o problemă, ai avea cam aceleași. Dar care e cel mai lung, cel mai mare? La curse de alergare sunt două curse care au aceeași distanță, 3000 de mile, înseamnă 5100 de kilometri, cam cât are Atlantic, cu garanția asta nu. Și are loc una în Grecia, una în America. De obicei țin cam 50 de zile, cam așa. Și pe unde se alergă? Sunt tras pe a șosea? Nu, totdeauna cursele de anduranță se organizează pe circuit. Adică, sigur, sunt și traversarea Americii sau Africii sau pe bicicletă, dar strict cursele de care vorbesc sunt pe circuit de un kilometru alergare. Uh-huh. De ce? Pentru că în felul ăsta dai voie alergătorului să alerge fără rucsaci și alte nebunii, adică are toată logistica în lângă el, îl ai sub observație, că dacă eu știu, îți face rău sau nu e prin creierul munților pe undeva. Așa, are echipă de suport, adică e mai ușor și pentru alergător, se concentrează strict pe alergare, nu stă să, aoleu, cât e ceasul, ce trebuie să fac acum, ce să... Deci cam așa se organizează, iar asta, de exemplu, din America e pun circuit de, cred că de 2 km într-un parc în Brooklyn și stai acolo, ture până vezi toate crepăturile, toate gârgărițele, toate... viețuitoarele. Te-ar tenta să faci așa ceva? Acum, în momentul ăsta, n-am 50 de zile, sigur. Deci am zis, ai pentru pensionare. Deci mi-am promis, am zis, când sunt copiii la facultate, când nu știu așa. Știu că de ceva timp îți alergi vârsta de ziua ta, alergi în kilometri. Da, cred că am de obiceiul de când m-am apucat de alergat. Adică în primii 2 ani care au corespuns, a fost chiar de ziua mea și am zis, hai, ce interesant, hai să păstrez obiceiul ăsta și anul ăsta o să alerg 46. Mulți înainte. Zic, băi, chiar dacă nu e nicio cursă la care să particip în anul respectiv, măcar mă ține, știi, ideea asta că mi-alerg vârsta, mă ține undeva în formă. Plus că o să observ foarte ușor de la an la an dacă performanța scade, crește în funcție de timpii pe care obțin sau... Știi, și mă gândeam că dacă faci sport constant... Nu cred că apare o zi în care, nu știu, iar alergai 10 km și azi pur și simplu fără să ai un motiv anume. Dar tu, din 2010, de când ai început să te antrenezi pentru primul tău maraton, a existat vreo zi în care să nu alergi? Să nu alerg, da. Dar v-am văzut sau am pedalat sau am notat. Dar zi fără spor nu mi-amintesc. Chiar și după curse foarte grele. Chiar și, nu chiar știu, dacă când ai fost bolnav sau răcit sau... N-am avut niciodată formă, adică niciodată, din 2010 încoace n-am avut forme grave de nimic. De exemplu, ultima dată am avut, chiar și pe cele 3 vaccinuri, am făcut acum vreo lună, dar am avut asimptomatic COVID. Am stat în casă 5 zile, că asta era regula atunci, dar am făcut în fiecare zi în casă pe rost 10 km. Adică am așa, țăca. Mi-am făcut pașii sau pe bicicletă, știi? Făceam pe bicicletă staționară ușor, nu să-mi iasă. Dar chiar și pe cursele foarte grele, a doua zi fac exerciții de recuperare, fac alergare ușoară. Alergare ușoară e cea mai bună după orice cursă de anduranță, pentru că dacă te oprești brusc, în primul rând e un șoc pentru corp, că el nu înțelege exact, ești definit o nouă normalitate și pe aia ce se întâmplă cu mine, știi? Și atunci alergarea ușoară îți previne și dureri musculare, probleme. Și proiectul cu traversarea Atlanticului, cum a venit? Am aflat de el când eram la maratonul Everestului în 2011. Mi-am zis că m-am întâlnit cu niște britanici, am și pe YouTube filmulețul, în care am luat un interviu. Erau doi britanici, unul mai tânăr și unul ceva mai în vârstă. Cel mai în vârstă mai fusese odată pe Everest și se oprise cu vreo 100 de metri înainte de vârf, că s-a schimbat vremea și se frustra, că totuși o expediție pe Everest costă și timp, antrenament, speranțe mari și revenise după 8 ani să facă vârful și venise și cu tipul ăsta mai tânăr și l-am întrebat pe ăsta mai tânăr cum s-a antrenat, cum s-a pregătit pentru Everest și a zis, printre altele, că a traversat Oceanul Atlantic într-o barcă cu vâsle, știi?
M-am uitat și la el, zic, bă, britanic, era cu o bere în mână, altitudinea era refia, zic, bine, hai, lasă-ne, frate, cu SF-uri din astea. Și când am ajuns acasă, am văzut că, într-adevăr, există o astfel de cursă. Ai făcut research? Research, da, în momentul ăla nu știam să nu, ci știam că a bărut de mare, că m-am zis de câteva ori așa pe... cum mergi cu feribotul de astea sau știu, și nu m-a tentat. Dar după ce am traversat canalul Mânecii, am venit spre casă în avion, m-am gândit care ar fi următorul proiect și zic, bă, uite, asta ar fi, mă sperie în momentul ăsta, eu așa le aleg, dacă mă sperie, mă obligă să mă transform într-un om capabil să le fac. Și am zis, uite, asta e, mă sperie rău. Și m-am interesat, am văzut ce presupune curs aia, nu murise nimeni de când s-a organizat o dată la 2 ani. Întrebarea era grea, e cea mai grea de curs de vâsli din lume, hai să vedem ce presupune. Și bine, logistica a fost complicată, pentru că în primul rând să afli despre ce e vorba la astfel de proiecte, ți ia foarte mult timp, după care să faci rost de fonduri, e un proiect mult mai... costisitor decât orice, alergatul. Da, și bineînțeles să-ți găsești echipa. Și echipă, deci am fost enorm. 240 ceva de CV-uri, că am dat anunț în România, nu mai ageam să aplici atât de mulți oameni. Au rămas vreo 20... în pâlnii așa, am lucrat cu o firmă de recrutare care i-a testat după aceea pe cei 20 de interviuri cu teste de test psihologic, de tot acolo. Da, pe lumea să sui cu unul care da. La un moment dat blackout și ia o macetă și face dreptate acolo. Da, și... da, și sunt și teste, bă, în corporații le-am mai făcut, teste prin care observ cum te integrezi într-o echipă, că tu poate ești individualist sau poate ești organizat pe mâncare de echipă sau poate, nu știu, îți place să faci lucrurile într-un anumit ritm și atunci vezi exact cât de bine te potrivești cu ceilalți. Ca totul să funcționeze ca o mașinărie, ca unul singur, nu? Da, asta ce presupune? Sunt mai multe bărci care merg? Da, sunt în fiecare an între 10 și 20 de bărci. Nu, dar echipa ta, stați toți pe aceeași barcă. E o barcă de 8 metri, foarte îngustă. Ai două locuri în cele două capete ale bărcii, ai două locuri de dormit. Așa, iar la mijloc ai locurile de vâslit, cele două locuri de vâslit. Și formatul e în felul următor. Două ore vâslesc doi și ceilalți stau în cabină. Așa, după care se schimbă la fiecare două ore. Asta e un format pe care l-au recomandat organizatorii și se păstrează, că dacă vâslești doar o oră, nu prea au timp să odihnească cei din cabină, dacă vâslești o oră, deja nu mai randamnezi să te doară cam toate. Și atunci, și vâslești în continuu, adică nu te oprești. Și noaptea, și deci ai 6 schimburi pe zi, a câte 2 ore. Numai că, în realitate, apropo de odihnă, nu poți să te odihnești. Ziua nu poți, pentru că e foarte cald în cabinele alea, pentru că traversezi-o și pe la tropice. Iar... noaptea ai în cele două ore ce trebuie să faci? Trebuie să, în primul rând, să te schimbi, să te speli bine, că te dai sarea aia jos de pe tine, că altfel freacă și ai toate bășicile posibile. Așa, să verifici sistemele de navigație, să mănânci ceva, iar a mâncat ceva nu e că deschizi frigiderul și mănânci, că trebuie să-ți prepari ai o hrană de aventură pe care folosești soldații în expediții, un fel de cum se supere la plic. Deci o mâncare deshidratată peste care pui apă terci, și mănânci, se face un terci, fel de terci, da. Da, exact, și mănânci, dar durează până faci pe aia, plus că o dată sau de două ori pe zi trebuie să desalinizezi apa, că nu pleci cu apă la tine, ai un desalinizator și iese o apă distilată, deci o apă care simți că ce intră iese, parcă nu se oprește nimic în corp, deci simți că nu stinge setea prea mult. Așa, și dacă prinzi o oră de somn mare, adică în medie cred că dormeam 3 ore pe zi, cam asta era în total cumulat. Adică situația că în momentul în care ai ațipit, adică cele, nu știu, 60-70 de minute de timp net cât dormi, trec așa, deci au trecut fracționări. Dar te obișnuiești din nou, din ziua 7-8, te obișnuiești cu patternul ăsta de somn și nu mai probleme. Și câți ați fost pe barcă? 4. 4 pe barcă am fost, 2. Am înțeles. Și marea provocare e, de fapt, ești în, dacă vă amintiți de lockdown și probabil că vă amintiți sau cei care ne urmăresc, chiar dacă stai cu cineva care te înțelege, te știi de mult, chiar dacă ai acces la Netflix și la frigider și la un confort, faptul că ești închis cu cineva undeva, tot începe să dea naștere la conflicte. Vă dați seama cum e pe o barcă și pe un lockdown de 38 de zile. Oricum, noi am fost norocoși pentru că la ediția următoare, cea de după noi,
Cei care au ajuns după fiecare păcat, după 40 de zile, 60, 80, că mai sunt și solo care traversează, 100 de zile au fost băgați în carantină. Oi, săraci. Da. Și păi de ce să intri, tu ne luat de pe... Așa era în antipă, era regula. Așa era regula. Vii de pe mare, intri în carantină. Deci dai seama... Păi, dar tu te întâlnești cu nimeni, de la delfin. Sirenă, Silviu, dacă te întâlnești cu o sirenă. Dar exact, cu cine te întâlnești ca să... Asta a fost regula și în plus, după aia, când a ajuns acasă, Marea Britanie... Din nou! Altă carantină, da. În ultimele 6 luni ce ai făcut? Carantină, da. Deci, ați prins vreo furtună puternică? Da, da, da. Dar furtunile, să zic că furtunile în sine nu sunt o problemă, pentru că în timpul furtunii marea se aplatizează, deci plouă torențial, se aplatizează, e lac. Problema e hula de după, că în momentul în care se face soare frumos, încep valuri și pe Atlantic sunt ca niște dealuri, așa, etajul 3, etajul 4, e vreo că nu se spar ca la mal să te dea peste cap, dar nu ai un confort, începi să găsești conexiuni cu spiritualitatea. Cu păi, asta vreau să te întreb, nu a, un rău de mare uriaș, Atlanticul ai, e... Ai, dar din fericire l-am avut, adică dacă l-am avut cu toți diverse grade, eu cel mai mult, dar în primele 5-6 zile, adică în momentul în care mă prea din vâslit, direct, da. Cât ești ocupat cu ceva, n-ai o problemă, dar dacă, mai ales când intri în cabină și în cabină e groaznic. Da. Dar după aia poți fi valurile cel mai uriașe și stai în cabină, n-ai nicio problemă. S-a obișnuit din nou creierașul cu mișcarea aia. Mamă, sunt poveștile sunt, nu se mai termin. Da, dezburat, nu... Ba da, în 2019. Așa mi-am luat licența de pilotat baloane cu aer cald. Uite, parcă lipsea ceva, mă, adică am înotat, bă, dar cu cerul nimic, adică m-am dus până la lună, că aveam acolo o chestie, am făcut 2-3 ani, nu e o problemă asta. Dar oricare dintre își dorește măcar o dată pe lună, nu? Da, absolut, da, absolut. Bun. Da, având frică de înălțime și frică de zbor, am zis, băi, trebuie să depășesc momentul ăsta, că nu se poate așa. Și am zis, hai să fac o școală de pilotat. Baloane cu aer cald, m-a atras pe mine. De asta am ales că am citind o carte despre recorduri cu baloane de aer, despre recorduri ale celor care au... pilotat baloane cu aer cald, am văzut că sunt vreo 1000 de recorduri de sute de ani, dar România nu are niciun record. Adică au polonezii, au cehii, au unguri, au toți în jurul nostru, numai că nu avem niciun record de balon cu aer cald. Și am zis, hai să facem ceva pe tema asta. Hai să facem și noi un record. Un record. Ce? Și m-am făcut școala, după care, exact înainte de lockdown, am fost în Marea Britanie și acolo este singura fabrică din lume care face baloane pentru recorduri. De asta de serie face special. Ei fac și baloane de astea care merg în stratosferă, la mama naibii, eu știu unde, cele cu heliu, alea foarte lungi, așa, care, da, care au făcut în jurul lumii sau care au făcut oceanele, mă rog. Și pe mine mă interesează, baloane sunt părțite în funcție de câți de volumul lor. Metricul, adică de la baloane foarte mici de o persoană, care nu au nici în acelă, stai într-un hopper, într-un scaun, deci ca într-o parapantă, să zicem, da? Așa până la cele mai mari în care intră și tankuri și așa, și recordurile pe categoria asta de baloane. Și sunt trei tipuri de record, record de anduranță, adică cât stai cel mai mult la categoria în aer, că chiar dacă stai la 100 de metri, nu contează. Și la categoria de balon la care merg eu la X4, recordul este de vreo 9 ore, deci ar sta vreo 10 ore în aer cu el. Mai există record de înălțime, la X4 e 6.000 de metri, ar depăși 7.000 și record de distanță care e vreo 300 de kilometri în momentul ăsta. Deci trei recorduri pe care le faci în zile diferite, că nu poți în același timp să ai și înălțime și, corect, și distanță și, da, timp. Și timp. Și de obicei se fac recordurile astea, se fac undeva unde este foarte frig, pentru că tu ai nevoie să folosești cât mai puțin combustibil, să ți cred, la anduranță cel puțin. Da? Și atunci trebuie să ajungi undeva unde minus 30, minus 40 de grade, în nordul Europei, și unde jos nu ai nimic, niciun obstacol. Adică duci pe un lac înghețat uriaș, pentru că tu stai la limita combustibilului. Deci ai două butelii. Deci Norvegia, Finlanda pe acolo? Da, Norvegia, Finlanda, Suedia, țara asta ieftine unde. Și tu stai la limita combustibilului, iar în momentul în care aterizezi, nu trebuie să stai să te gândești, stai că de sub ți-o casă, de sub ți-e linia de înaltă tensiune, e o autostradă, te-ai dus.
Și cam asta este ideea. Și am așa să fac recordul. Păi și ai făcut am făcut școala, am început să produc balonul, după care m-am oprit și aștept acum. O să reiau la un moment dat proiectul. Și după aia a venit pandemia și m-am pus pe hold proiectul, pentru că n-am vrut nici să... Ideea că baloanele astea au o viață limitată. Nu poți să-l faci, adică după ce cam 3 ani poți să le folosești la capacitate maximă, plus cele de record în care arzi ca lumea gază în ele ca să duci la 7000 de metri repede, te dai acolo. Se mai uzează și nu poți să ai 10-100 de zboruri cu ele și atunci am vreau să mai fac niște ore de zbor înainte și am zis hai să aștept până când se elimină și restricțiile, că nu poți, de exemplu, nu știu, cheltui un buget mare ca să se aranjezi ca pe data de, nu știu, 16 noiembrie să fie în nordul Norvegiei, da, și cu o zi înainte zici, să închid granițele, să faci ce trebuie și e complicat, știi? Am zis hai să liniștească apele și pe care reluăm ideea asta. Sunt curios. Pentru recuperare, în afară de alergare ușoară, faci yoga? Fac stretching, care stretching. Și a posturile din, sigur că stretching-ul ăsta este, dar pe ceea ce am... Eu fac stretching după fiecare antrenament, dar după curse, că nu poți, în timpul cursei te oprești din oră în oră să faci stretching și atunci faci la sfârșit. Da, ajută foarte mult, ajută mult încălzirea. E fapt motivul pentru care sportivii amatori eșuează la început este și au dureri și au probleme sau chiar accidentări, este că nu fac partea de pregătirea corpului pentru efort, nu fac încălzirea și nici revenirea de după efort. De obicei cum se decur lucrurile? Ies din casă, zic bă, e cald, ce să mă încălzesc sau 50 de ceva și țâșnesc, s-a oprit brusc, intră în mașină, se duc la metrou sau se duc, fac un duș și se duc la corporații și atunci numai că nici corpul nu este pregătit pentru efort și e o muncă în plus pentru inimă, pentru sistemul nervos, pentru sistemul muscular și după din nou e un șoc pentru corp când te oprești brusc și ai contracturi care se cronicizează și da, de acolo apar problemele. Mai bine decât să alergi o oră pe sistemul ăsta cu on-off, mai bine faci 10 minute încălzire, alergi 40 de minute și mai faci 10 minute de revenire și un pic de stretching. Mai ales pe zonele care știi că de obicei se creează probleme. David Goggins, nu știu dacă îl știi, e un american, pe scurt, e un american care la fel și-a schimbat viața la 180. Era tot așa, destul de solid, era... De-a dreptul obez, de fapt. Nu e greu la american, era mediu. Da, era mediu. Și a schimbat viața, mă rog, a ajuns și în trupele SEAL, a ajuns să facă ultramaratoane și el zice exact chestia asta. Contează enorm să faci recuperare tot timpul și să faci stretching. El asta face, deci în fiecare zi el face câteva ore doar stretching. Ore invidiez. Da. Invidiez. Da, da, da. Da, zare că are mult timp. Nu cred că e nevoie, dar bine, probabil că la ce aleargă el, probabil că o fi necesar. Dar mi-amintesc doar că am fost o dată la, cred că vreo 10 ani, eram la Izvorani și am văzut acolo se antrena lotul național de atletism la 400, la 800 de metri, la probe scurte, unde probe de viteză. Și zic, hai să văd cum se încălzesc, că meseria se fură, nu se învață. Și stau 5 minute, stau 10, stau un sfert de oră, stau jumătate de oră, continuam să încălzească. Zic, băi, e ceva neregulă, poate așteaptă pe cineva, poate... Așa, și au stat 45 de minute, s-au încălzit, așa, după care au făcut 4 sprinturi, așa, după care au făcut revenirea, vreo stretching, tot vreo 20 de minute. După deci, asta. Deci încălzirea și stretching deci a fost mult. Da. Și am început să lege câteva informații din când, de exemplu, te duci la un meci de fotbal, cum mergeam pe vremea lui Ceaușescu, de mergeai cu 3 ore înainte ca să ai loc, nu mergeai civilizat cu 5 minute înainte, ieșeau echipele la încălzire cu o oră înainte, se încălzeau o oră și jucau 45 minute, după care, deci, într-adevăr, e importantă încălzirea. Să facem și niște... Nici nu știu ce putem să... Ce rubrici să-i spunem acestui domn, pentru că eu sunt... Nu sunt șocat, eu tot vreau să... Adică discuția pe care am avut-o azi mi-a plăcut atât de mult, pentru că de la început vroiam să pun această întrebare. Care este scopul în viața acestei alergări? Și stând de vorbă cu tine, am descoperit mult mai mult de un scop.
ai, odată că e o filozofie de viață, practic, la tine asta a devenit. Adică eu cred că dacă te-ai scoate din chestia asta, trebuie să începe altceva, pentru că nu te mai regăsești în altfel de a te pregăti pentru un proiect de acest gen. Deci a devenit o filozofie de viață care are doar beneficii. Sănătate, mod de a gândi, disciplină, da. Familia din jur, da. Prietenii, pentru că bănuiesc că se selectează altfel oamenii când tu despre asta vorbești, asta trăiești, adică nici nu știu dacă ți-ar mai plăcea să faci altceva. Păi am văzut că am ambele variante, adică și varianta de sedentar și de a trăi pentru a, sau a-ți oferi recompense emoționale de chiolhane și așa mai departe. Și varianta în care ai un stil de viață adaptat obiectivelor tale, că de fapt la mine asta este, când am un obiectiv mă gândesc ce pun în farfurie, mă ajută sau mă sabotează. De exemplu, pentru Atlantica trebuie să ne îngrășăm 20 de kilograme, să ne îngrășăm, deci după ce slăbisem, să ne îngrășăm. Mai că bine, să se îngrași cât de cât sănătos. Nu, că toți spun, a, păi era simplu, mă. Nu e simplu. Nu e așa. Și mă gândeam că, știi, practic m-am simțit ca un actor care trebuie să intre într-un rol. Da. Și adică am făcut-o profesionist de data asta. Am zis, bă, trebuie să mă îngrași atât, după care slăbesc atât, adică nu e problemă. Și 18 luni mi-a luat, spun ce 20 de kilograme, în fiecare zi 4 linguri de ulei, de măsline, frumos, pâinic așa, care înseamnă vreo 600 de calorii, 500 ceva de calorii. Plus un shake proteic la final de zi și aia era. Și am pus tang. Și kilograme pe care după păi, timpul traversările, da, le-ai dat jos liniștit, adică n-a fost nicio... Puteam să plec cu greutatea pe care aveam pentru că n-aveam unde să dau jos. Practic, tu n-ai cum să acoperi când vâslești 12 ore pe zi, plus ce mai consum calorii, metabolism bazal și de la... Mă rog, că stai acolo... ai consum caloric de mare încă nu poți compensa cu hrană. Nu poți să ai aduce atât de multe calorii din pentru hrană. Că vezi bagaje limitate, n-ai ce să... bagaje limitate și oricum nu poți fizic să mănânci, adică să mănânci din oră în oră cantități mari ca să compensezi, că dacă nu-și consumi 600-700 de calorii pe oră, ar trebui să mănânci... Noi, de obicei, în farfurie, un om normal consumă pe zi, nu știu, 1500-2000 de calorii la 3 mese, da? Noi ar trebui, la un curs de enduranță, să mănânci din oră în oră jumate din... Deci n-ai cum fizic. N-ai cum fizic, nici da. Nici nu mai poți să-ți dai seama, dacă poți să faci sport. Și atunci e clar că începi să slăbești. Și arzi de obicei grăsimea, că e cea mai bună sursă de calorii, da? Și atunci trebuie să te încarci înainte. Poți să pui și mușchi, numai că... E mai greu să arzi, adică dacă pierzi din masă musculară după aia, nu mai ai forță. Mai randament. Și atunci arzi grăsimi și poți să le pui înainte, să le pui într-un fel cât de cât sănătos. Da. Da, acum cred că putem să punem întrebări, că nu mai vreau să aflu nimic. Știi ce se întâmplă? Mă simt, nu că am greșit, că mi-a plăcut foarte tare viața și îmi place viața pe care o por până acum. Mi-am găsit felul meu de a fi, dar aflu acum că există și altfel de a fi în care chiar poți să fii sănătos complet. Nu știu. Da, puteți să zic că, uite, eu mă uit foarte des la oameni care participă la astfel de curse și de obicei sunt din vest. Mai din vest, așa. Și la ei sportul e integrat în stilul de viață în mod natural. Adică, pentru ei n-a fost o anomalie. A fost, pur și simplu, un extra mile că au venit și la... sau cerișca de pător. Pentru noi e normal să ne trezim dimineața, să facem mișcare și după aia începe ziua. Adică ca și cum noi începem cu dușul sau cu... Așa, încep cu mișcare. Și mi-amintesc de un coleg care a plecat din compania unde lucram și s-a mutat la Viena, că acolo era sediul central și povestea, tipul era așa, mai pe grătare, și l-am întâlnit pe vreo 2 ani la maratonul de la München și nu l-a recunoscut, că era la stadion, el m-a zis, Andrei, și l-a recunoscut pe voce, dar nu se lega... Nu se pupa imaginea. Da. Și zic, ce faci, mă? Zic, păi, uite, am venit, zic, dar cum ai ajuns? Cum? Că era ultima persoană la care mă gândeam. Zic, mă, hai să povestesc, păi... Când am ajuns acolo, după primul weekend, au venit colegii de birou și am povestit fiecare ce a făcut și povestit ce ai făcut în weekend. Și primul fusese cu bicicleta în Alpi, al doilea la maraton. Eu fusem la grătar, că ajung la Viena, primul lucru. Faci un grătar în curte, pe cum? Al doilea weekend la fel, al treilea mi s-a făcut rușine. Și am întrebat, și cu niște colegi, s-a început ori, am început să alerg. Știi? Că, deci și presiunea socială contează, în ambele sensuri, dacă ești în un context în care toată lumea merge la grătar,
Dar am văzut, de exemplu, și la americani. Ce fac americanii când în fiecare sătuleț au câte o cursă de 5 km sau 10 km la finale săptămâni? Și ce fac? Merg cu toții acolo, așa, în orășile astea mai mici, bagă fiecare cum poate, că dacă ești atât, te plimbi. Da, și după aia încep cu... Deci fac întâi efortul. Fac întâi efortul și după aia zic, bă, hai să... Da, deci eu cred că putem avea să integrăm și să zic că jumătate de oră de sport pe zi, cât se recomandă la televizor, înseamnă 2% într-o zi, 2%. Deci și dacă întreb oamenii, bă, e important sportul, zic, da, și cât e, ar merita să-i aloci 2%? Cum dracu? Dar dacă zic, bă, n-am timp de sport, mă. Și parcă, bă, trezește cu jumătate de oră, mă, 15 minute mai devreme, deschizi geamul ca bunicul și faci niște dale așa, măcar bătrânește, nu știu, niște, să nu-ți pierzi masa musculară. Așa. Sau să ieși să alergi un pic, că nu, sau să cobori cu două stații mai devreme, că să știi și mersul pe jos la un ritm așa mai rapid, nu chiar de privit vitrine, e un sport, adică își consumă niște calorii, se pune niște procese în organism, mai zis după ce mănânci, să ieși 15 minute să arzi un pic din zahărul ăla, e fantastic. Dar nu trebuie neapărat, sigur, fiecare are Everestul lui, dar eu nu trebuie neapărat să te duci la mama naibii să faci proiecte extreme. Pur și simplu să integrezi sportul, să fie o normalitate. Așa cum noi, generația X sau generația... Boomer. Așa? Mulțumesc. Și-a amintit. Făceam sport fără să ne lăudăm. Adică, așa se și spune că îmbătrânești când te lauzi să faci sport. Adică un copil care iese să facă mișcare, nu zice, bă, am fost azi în parc, am făcut două intervale la leagăne, patru cățărări în copac cu rit de două minute pe cățărare. Deci mișcarea este naturală, e în noi, știi? Dacă se pierde undeva, se scurcircuitează după o anumită vârstă, nu mai facem mișcare, știi? Simți că Alex o să ia așa pe urmele tale, adică o să meargă să alerge și o să... Cu siguranță și la noi toată familia găsește câinele, nu se mai pune problema. Deci știu că și soția ta a participat după la maratoane. După ce a văzut că am pierdut balastul, a zis ce ducan, ce sau de ce alte cure de slăbite, clar că alergatul ajută. Pe de altă parte, să nu vă faceți iluzii că dacă mănânci în continuare nenorociri, nu te ajută foarte mult alergatul, din potrivă te stresezi și mai mult, adică totuși există un stres fizic când alergi și trebuie să-l ajuți cu aliment. Dar din punct de vedere slăbitului e un accelerator, dacă vrei, dar nu... performanța se face și slăbit în bucătărie. Adică trebuie să faci ordine în farfuria. Numai că având un maraton la orizont, oamenii să zică, brus și creierul începe să funcționeze altfel. Bă, am un maraton de alergat, hai să dau puțin cartofi prăjiți la o parte. Să mănânc mici și cartofi prăjiți și pe aia să alerg. Exact, mănânci 10 chiftele și să alergi, că nu poți, știi? Și soția a început și ea să alerge, evident, are 10 de maratoane, 10 maratoane la activ. Copiii de mici au zis în casă, maraton, venind cu noi la curse, la finish, hai, du-mă în brațe, du-mă în cârcă, la finish, hai să alerg și ultimii 500 de metri, hai să, așa, au vrut să-și participe și ușor, fac atletism amândoi. Deci e clar că cresc. Sunt pe drumul cel bun. Ideea, noi nu ne dorim să facă performanță, nu ne-ar deranja, dar nu asta ne dorim. Pentru că performanța, mai ales la o vârstă fragedă, vine cu o mare antipatie față de sport după aceea. Adică cei care au uzură foarte mare la 16-18 ani, când se lasă de sport, se lasă de tot, se fac atât, zic, nu mai vreau să aud, trec cu partea cealaltă când văd o piscină sau un... Dar să știe cum să facă sport corect, pentru că eu și acum, mă filmez alergând, sunt yeti, nu sunt grațios ca, nu știu cum vezi la atleți, dar ei, învățând de mic, au avantajul ăsta, măcar când se reapucă, dacă se reapucă vreodată, dacă se lasă, o să le fie mult mai ușor. Știi, și crezi cu ideea asta, că bă, e normal. Da, îi văd pe mama, îi văd pe tata, asta e normalitatea. Îi văd că se hrănesc ok, știi, e mai simplu. Și pentru ei. Și pentru câinele nostru, vegan, apropo, că anul trecut pe vremea asta eram măcelărit pe Facebook. Mi-a venit cei de la protecția... Da, știu că ai scris pe Facebook treaba. Da, vai. Da. Ce s-a întâmplat? Au venit să verifice... Da, protecția animalelor, de fapt se cheamă, nu știu, DSE, ceva. Ideea care este, după ce am venit pe Atlantic, copiii îi stau de mult să ne luăm un câine. Voiau să iau un câine. Și numai că am zis, bă, eu știu cum cine îl scoate în momentul în care copiii vor câine. Și am zis, eu n-am timp să completez într-un mod fericit scosul câinelui afară pe care știu că vreți să-l faceți la 5 dimineața. Așa că hai să amânăm. Și după Atlantic am zis să-mi iau un an sabatic de la proiecte de anduranță și chiar dacă continui să fac sport, o să am timp și de un câine. Și bine, când am venit copiii, vrem un câine, vrem un câine. Bun. Și am mers să luăm un câine.
Sigur, acum privind în urmă, cred că cel mai etic ar fi fost să luăm un câine dintr-un adăpost. Că sunt atât. Dar ei aveau o fixație pentru Golden Retriever. Am înțeles, deci trebuia luat. Trebuia luat ăla. Am zis, următorii 2-3 o să fie adoptați. Și ne-am dus acolo, băi, ce frumos, când îl luăm pe săptămâna viitoare, că trebuie să-mi facem ultimul vaccin, bun, am venit, l-am luat și de acolo de la canistră ne-am pus în mână un sac cu boabe. Ce sunt astea? Păi trebuie să-i dați astea. Și cu din ce sunt? Păi din somon cu curcan. Și atunci zic, bă, eu fiind din 2011 vegan, convins și nu doar din motive de sănătate, motive fizice, ci și din dorința de a... Îmi plac animale și n-aș putea să omor animale. M-am zis, păi stai mă, ce fac? Iau un animal și omor în fiecare an niște sute ca să îi lucească blana și să e ea normal. Stai așa. Și zic, nu poți dau câinele înapoi că probabil că o să am o scandal mare cu copiii, dar zic, hai să văd dacă nu cumva, cumva și am avut așa o... Există și altă variantă. Zic, mă, uite câinii bunicului meu mâncau mămăligă și erau, derupeau gardul. Zic, bă, stai așa, că mi-am zis că nu mâncau așa multă carne, că nu mâncam noi carne. Exact, că doar mânca ce să mânca resturile de la masa tuturor. Și am intrat pe Google așa cu degetele trebuie, zic, poate fi un câine în engleză, că nu mă așteptam în România, zic, să informații de-astea, poate fi vegan și... Da, și văd grupuri de... Așa. Zic, și am început să citesc, m-am făcut un masterat, am citit o lună de zile de toate studiile astea guvernamentale, nu studii, formula, nu știu care, ziarul, așa, cu... Până la nivel de aminoacizi, de tot ce trebuie. Și am văzut că există foarte mulți câini ajunși din două direcții. O dată din direcția câinilor care au probleme cu dermatite și probleme de alergii la carne, așa, și alții care, din motive etice, stăpânii aleg să nu le dea. Și am văzut că există, în primul rând, boabe care sunt unul la unul cu cele făcute din carne, sunt făcute implante. Deci n-ai, nici măcar n-ai stresul ăsta, că zici că trebuie să-i gătești numai linte și chinoa. Și inclusiv în România găsești astfel de boabe. Și am zis, hai să-l facem vegan dacă tot se poate. Și i-am completat eu când eram mic în creștere, am mai completat cu ce găteam noi, ce eram boabe acolo. Și am văzut că o duce foarte bine. Adică nu e nicio diferență între... Și are deja 5 ani, adică nu se mai pune problema că... Și citind într-adevăr, nu mai are legătură câinele cu lupul. Nu, percepția asta e a noastră. Bă, e lupoi, dacă te uiți la un chihuahua, bănuiesc că observi mici diferențe între... sau caniș, au evoluat un pic. Da, ei trăind pe lângă om și omul, oricât de bun vânător ar fi fost de-a lungul vremii, nu vâna în fiecare zi și nu-i reușeau vânătorile. Așa, trebuie să s-a adaptat și el. Plus că un câine se adaptează mai ușor, pentru că el trăiește mult mai puțin decât un om și atunci informațiile astea se transmit prin genă de la o generație altă mai repede, că un om trăind două generații sau 100 de ani, într-o 100 de ani se schimbă generația la câine. Și ei pot fi vegani fără nici o problemă. S-au adaptat la nutriția noastră. Și atunci, și anul trecut nu am din una dintre postări, de obicei, adică mai postasem despre el că este vegan, s-a viralizat și a scandalizat că mânca și quinoa, știa ce, parcă mânca cactus, așa. Și a fost așa, adică au primit sute de sesizări, cei de la protecția animalelor, că omor câinele, că îl frustrez, că îl privesc de plăcerea de a mânca, eu și-a suge măduva, oaselor, nu știu ce, așa. Și... Incredibil ce fac oamenii cu timpul lor, adică mi se pare fabulos. Eu îl invidiam pe omul ăla că face stretching câteva ore, dar unii au... Băi, da, deci hate-ul este, cred că în gena oamenilor să moară capra vecinului. Asta de fapt e hate-ul românesc. Și cum a fost altul? Băi, nu te scandalizezi că vezi că bat unii pe malul, exact, pe marginea drumului, calul, câinele, nu te duci într-un adăpost să zici că, bă, cotizezi și tu cu ceva acolo, măcar să ai mai o mâncare normală, te deranjează că un câine perfect sănătos, cu analizele la zi... Îi dă stăpânul să mănânce vegan. Ai primit o vizită sau ce s-a întâmplat? Da, m-au vizitat oamenii de la... Prin sesizări nu pot să... Trebuie să rezolvi într-un fel, da. Și de când au intrat, au pus la cap, au zis, bă, dacă am avea... Dacă toți ar fi așa maltratați ca al dumneavoastră, da, n-am mai avut. Că ei văd cazuri serioase. Adică că sunt chemați, de obicei, sunt aia de... Are rând deschise animalul, știi? Și a văzut alimentele, a văzut analizele, iar analizele, s-a uitat pe analize și că nici câinii de la NASA cred că nu sunt, sau aia de pleacă spațiu, nu sunt, că analize atât pe, și analizele costă mai mult decât la oameni, ca să înțelegeți. Așa, deci câte două rânduri de analize până la toate detaliile și a zis, felicitări, nu mai venim, așa, dar
Asta a fost. Fucking shit, nu vine să cred. Oamenii sunt de treabă în general. Probabil că dacă aș fi scris acolo, băi, mi-a luat o anaconda și dau banane, nu se-i striza nimeni. Percepția era că anaconda mă înghite. Se trezea, mă, lasă-mă, o stinghită anaconda. Copiii mai sunt. Nu, legat de nutriție, nu de... A, nu e interesant, am înțeles. Ce banane, anaconda, ce drăguț. Și aia, probabil că murea a doua zi dacă dădeam banane. Sau mă rog, ne mânca pe noi, exact vorbea. Și dar la câine, dacă mănâncă câinele, îi dai o mămăligă sau eu știu ce. Ai mult câine. Că tot ai adus vorba și după aia chiar facem rubricile. Știu că am citit un interviu cu tine și îmi spuneai că, spuneai acolo că tu ai analize din 6 în 6 exact, luni. Da, plus înainte de concursuri, că sunt obligatorii. Plus înainte. Și mai ziceai că, din păcate, noi ne facem, noi ca popor, da, noi ne facem analizele cam o dată la, hai să zicem, 7, 8, 10 ani. De obicei, dacă înainte ne doare... de operație. Dacă ne doare ceva. Dacă ne doare puțin, ceva. Dacă ne doare ceva și, și după un an de dat cu gălbenele pe, exact, pe umflătura aia de aici, care... Probabil că ar fi trebuit să treacă cu gălbenele, dar nu știu de ce n-a trebuit cu gălbenele. Da, să nu generalizăm chiar atâta, dar chiar mi s-a părut că ai foarte mare dreptate. Adică avem o teamă din asta de doctor. Mă rog, cred că sunt mai mulți factori acolo la mijloc. Da, dar... sunt mulți, plus că zici, bă, bine să nu știu. O tâmpenie asta, adică bolile grave, dacă sunt identificate în fază incipientă, tratabil. De exemplu, cancerul de piele, dacă îl identifici la timp, e 100% tratabil. Dacă l-ai lăsat să, este 100% netratabil. Adică, aleluia, știi? Dacă e în ultima fază, știi? Deci, nu știu, adică du-te, verifică-ți alunițele, du-te, fă-ți analize de sânge, fă-ți un screening, fă-ți ceva, nu știu ce. Plus că identifici, dacă ai o carență, să zice, nu știu, ai, vezi în analize că ai mai puțin fier sau calci. Magneziu sau aparnă. Da. Așa, păi o rezolvi, dar acolo 10 ani, 20 de ani, păi aia, nu știu, degenerează. La lucruri nasoale. Din fericire, în mediul ăsta corporatism, măcar odată pe an ți le faci, știi, că... de voie să luau angajare sau tot să-ți faci niște analize, mai prins ceva, dar în rest e jale și e mult mai ușor să previi. Iar în general, apropo și de sport, de nutriție, că eu spun, bă, dacă am prins cea mai tare întrebare, că am zis, bă, dacă tu mănânci acum așa sănătos, când o să fii bolnav, ce o să mai mănânci? Ei, nu o să fii bolnav. Mi se pare așa o ciudățenie, știi? Da. Sportul și alimentația previi, nu tratează. Adică dacă percepția este că te îmbolnăvești grav și te apuci de germen de grâu și de făcut gimnastică, atunci e nasul. Adică când ajungi la o boală gravă, duci, te tratezi spitalicesc sau medicamentos, revii la o, nu știu, la o formă cât de cât decentă și după aceea te apuci de sport și de alimentație sănătoasă în ideea de a nu regenera, exact, sau a recidiva boala respectivă. Dar... general, sportul și alimentația previn. Da, gândul ăsta trebuie să fie, băi, hai să, tot ce pun în farfurie, ce fac, mă sabotează sau investesc în sănătatea mea, știi? Trebuie asta trebuie să fie investești gândul. În sănătate sau în boală, până la urmă? Păi, cam astea. Nu există alimente neutre. Adică poate aloe vera sau astea care nici nu deranjează, nici nu curcă sau nici nu fac rău. Deși cred că aloea, până la urmă, o plantă ar trebui să facă bine pe acolo, dar închizând paranteza, tot ce punem în farfurie e clar că te ajută sau te sabotează. Asta și e greu să mănânci de nota 5 în fiecare zi să ai sănătate de 10. Nu există așa ceva. Corpul compensează că nu mori din prima dacă mănânci ceva prost, din nefericire. Știi? Dar corpul compensează, știi? Adică n-ai calciu în alimentație, bun, și dizolvă oasele și îți dă acolo, dar pe termen lung faci osteoporoză sau ai probleme cu articulațiile sau, știi? Da, sau mănânci proteine în exces, ok, tot amoniacul ăla și aciduri, cât bușește articulații, bușește rinichii, nu mori imediat, dar tot așa, pe termen lung începi să ai probleme, știi? Dacă toți mă întreb de unde ții proteinele, știau mania asta, că e o întrebare la modă, știi, că dacă nu mănânci carne, animale sau lactate, de unde ții proteinele, știi? Parcă știe cineva exact câte grame de proteine ar trebui pe zi, știi, dacă întreb, dar au stresul ăsta legat de vegan, știi, problema e când că avem prea multe proteine ziua de azi, nu că avem prea puține, știi, că... Și cred că și de asta ai făcut la fel, ai făcut foarte mult research, ai vorbit cu foarte mulți nutriționiști și ți-ai investit timpul în brandul tău Feel Good, nu? Da, dar am ajuns cumva, adică a fost o trecere normală. De când am venit de pe Atlantic am făcut și un curs de 3 luni de bucătărie vegană. Că am zis, bă, dacă tot am luat-o pe calea asta și mănânc anumite lucruri, hai să fie și ceva. Că mie
place să mănânc, adică nu, nu mănânc în scârbă, știi? Că toți au percepția, bă, dacă ești vegan, mănânci doar salată. Și, și aia, dacă mănânci, orice lucru, dacă mănânci la infinite același lucru, se face, vrei, varietate, știi? Și îmi place să mănânc, nu îmi place să mănânc mult, dar îmi place să, ceea ce mestec, să-mi facă plăcere, gustos. E gustos, că nu, nu e, pe termen, nu e sustenabil să mănânci ceva grețos, să mănânci numai, nu știu, piure, dar, de exemplu, brocoli în fiecare dimineața până și seara. Și am zis, hai să fac un curs de gătit ca să învăț să gătesc mai bine ceea ce mănânc. Și la lucrarea de absolvire a acelui curs am făcut o brânzică pe care am învățat, rețeta am învățat acolo la curs, dar am mai pus eu ceva în ea. Am făcut o brânzică, în ghilimele, din caju, un tartinabil din caju cu ceapă, cu mărar, care se face foarte ușor, adică ți-a 5 minute. Și cei de acasă și prietenii care au gustat după aceea au zis, bă, nu se poate, e cu lapte. Zic, bă, nu are lapte, că nu folosesc. Și au zis, bă, dacă aș găsi așa ceva, că nu stau eu să gătesc, am a spus, da, dacă aș găsi de cumpărat, aș mânca, uite, dar melene să facă. Și a zis, bine, hai, uite. Și de acolo a venit ideea de a face, am făcut și o alternativă de icre, care e și foarte bună și mulți pescari au fost păcăliți. A zis, du-te bă de aici, că sunt de crab, sunt de știu că sunt de... Sunt icre doar din plante, amarant, practic. Da, din plante. Amarantul expandat, fiert, arată exact ca icre. Și probabil gustul icrelor e dat de maioneza aia, de ce pui acolo, de ceapa roșie, de nu mănânci, iei de la pește direct cu lingura și... Corect. Da. Și ușor, ușor am extins gama, deci așa am ajuns la Feel Good, știi? Și produsele în momentul de față se găsesc prin comandă? Nu, se găsesc peste tot, găsesc și în supermarketuri. Dacă intri pe feelgood.ro, găsești acolo toate locațiile, partenerii, băcănii, în care am început cu două locații și ușor, ușor am extins. Oamenii au început să aprecieze produsele astea. Noi am avut noroc că am început în plină pandemie. Zic noroc pentru că odată am găsit foarte ușor spațiu de producție, pentru că s-au convertit toate spațiile de birouri, de mor, s-au făcut permutări și am găsit foarte ușor și la un preț foarte bun spațiu de producție, după care oamenii au devenit mai conștienți de importanța alimentației în viața lor. Au vrut să mai elimine din comorbidități, știi? Că înainte, probabil acum 3 ani, 5 ani, nu era nimeni interesat de, în mod neapărat de necesar, de brânzică din caju sau, eu știu, alte granola sau alimente mai sănătoase, știi? Da. Să trecem un pic la... Da, e momentul să începem podcastul. Să începem podcastul, că noi am stat de vorbbă doar așa... Da, a fost încălzirea. Încălzirea. Asta e încălzirea și acum... Exact. Exact. Și acum trecem la partea principală. Bine venit și uite... Tu ai câștigat vreun premiu, ceva, ci ai participat la foarte multe competiții pe care le-ai terminat, ceea ce este... A și câștigat. Da, dar nu, n-a fost obiectivul. Nu, obiectivul a fost doar să particip fără să abandonezi experiența respectivă. Și să pregătesc pentru ele. Adică antrenamentul e totdeauna mai dificil. Noi vedem partea asta, glamour, de final. Ai plecat de la start la finish, dar în spate iceberg-ul e mare. Da. Și primești, nu știu dacă ar exista un premiu pentru ultramaratoniști ca tine sau Ironmaniști care ar fi, e cel mai mare premiu posibil, acest Oscar, să zicem, o statuie asta, Oscar, așteptăm de la tine un discurs de mulțumire. Cui ai mulțumit tu pentru acest premiu? 60 de secunde. În primul lui Will Smith, că m-a ridicat de pe canapea. Ok. Cu siguranță au fost copiii factorul declanșator și mai mult factorul care mă ajută să mă mențin pe termen lung în decizia asta. După care toate proiectele sociale în care sunt implicat, pentru că au venit... și din partea lor a venit ideea de a ne implica și... totdeauna ai un motor în plus când susții o cauză socială, pentru că nu faci numai pentru tine lucrurile. Când faci mai pentru tine lucrurile astea, e foarte simplu să abandonezi. Dar când ai și un proiect social pe care îl susțin, poți să te gândești, bă, mă doar un pic genunchi, să n-am chef să ies azi la alergare, dar știi că strângi fonduri pentru pacienți care poate mai au de 3 luni sau, eu știu, păduri pe care vrei să le pădurești. Dar familia care îți înțelege stilul de viață și mai mult ți-l adoptă, ceea ce e mult mai ușor, pentru că dacă ai avea în casă oameni care sunt împotriva stilului tău de viață, ar fi foarte complicat. Și tuturor celor care
consideră că ceea ce fac are valoare și au început să ușor, ușor să facă și pași în direcția asta. Adică sunt deja comunități de alergători create în jurul programelor mele și cărora le mulțumesc. Chiar avem comunitate de aproape 5.000 de membri creată în jurul programului 42 Caroșo de la canapea la maraton în 4 luni. Da, deci ce să zic? Mulțumim tuturor! Foarte m-am frumos. Pregătit pentru Oscarul ăsta. Da. N-ai venit pregătit. Tu ești pentru altele pregătit, foarte bine. Da. Și dacă canalul pe care este podcastul nostru, Boomerul și Milenialul, canalul se numește Happy Fish, să presupunem că este chiar peștișorul care îți îndeplinește orice dorință. Care este dorința ta pe care cu mare ardoare ai dori să se îndeplinească? În secunda asta, sigur, primul mi-aș dori să termine toate conflictele. Sigur că suna Miss Univers acum. Cu... Nu, dar asta cred că nu dorim toți. Asta e o chestie universală, cel puțin în studioul ăsta. Dar mi-aș dori, de exemplu, să nu mai existe această exploatare și omorâre nejustificată a animalelor. Condițiile în care avem alternative în farfurie, cel puțin la fel de bune și de sănătoase. Mi-aș dori. Adică noi, în momentul în care ne naștem și suntem copii, nu avem o bucurie nici ca adulți. Normal, întregi la cap, o bucurie a vedea animale suferind sau fiind tăiate. Numai că fiind mutate, noi am externalizat această vânătoare sau acest sadism, l-am externalizat în abatoare sau în industrii care n-au pereți transparenți. Nu, la școală altfel nu zici copiii, hai să vezi cum sunt omorâte vitele, da, sau sunt înghesuite acolo sau stau milioane de pui înghesuit. Am externalizat și ne îmbrăcăm această disonanță cognitivă cu tot felul de, venim cu tot felul de scuze, că asta e cultura, asta e tradiția, dar n-ai cum să trăiești fără a muri dacă n-am mâncat carne. Și asta ar fi dorința mea și trendul ăsta este de a se elimina produsele de origine animală din exploatare. Asta mi-aș dori să se întâmple. Noi terminăm podcastul de obicei, de cele mai multe ori, cu un chestionar de 2686 de întrebări. Mm-hmm. Și voiam să te întreb, care e cuvântul tău preferat? Păi, cuvântul preferat. Cel mai bine mă simt când încă mai spun copiii tată, știi că după aia nu mai, știi? Dar tati. Acum e faza între tati și tată, așa, care, nu știu, mai durează probabil niște săptămâni. Poate luni, poate luni. Da, încă n-am ajuns la tataie, el bătrânul ăla, mai am încă. Hei, mai ai, stai. Da, tati, încă sună frumos. Știi? Sună bine, da. Da, încă care... știi că sunt niște persoane care acolo care mai depind de tine. Care e cuvântul care îți displace? Care te enervează, ăla cel mai... Care te zgârie pe urechi. A, nu se poate. Deci, asta nu se poate, sigur. Deci, dar spus mai de persoane care nu sunt imobilizate la pat, nu sunt într-o condiție în care chiar să nu poată. Știi? Și înainte de a vedea dacă se poate sau nu, zic, da, nu se poate. Deci asta, nu se poate, mă ia cu, știi, începe vena, așa să... Da. Ce te excită din orice punct de vedere alegi tu? Intelectual, așa, să văd ce mă excit. O discuție în care focusul se mută dinspre partea de vreme, oameni, evenimente, se mută în zona de idei. Îmi place foarte mult. Deci asta mă stimulează foarte mult. Adică aș putea sta zile și nopți, trebuie să discute anumite idei. Îmi place foarte mult. Ce ți taie cheful? Chiolhanele astea, în general, când ceea vine, bă, am un porc, da, proaspăt tăiat, așa, mă rog, s-a chinuit el mult așa, dar să vezi cum arată hălci așa și pune pe cărta și sfurie și, știi, și postări de-astea cu, asta nu știu, îmi taie așa, mi se pare că m-aș întoarce în timp așa și aș vorbi cu un Neandertal, știi, cred că Neandertal ar fi mai înțelegător la, știi, nu știu, nu mai rezonez, deși eu eram acolo și probabil că mi-amintește de părțile astea mai rele din viața mea. Și pentru că întrebările se leagă într-un mod foarte frumos, care e înjurătura ta preferată? Cu încredere. Voi nu mai... S-o aud sau... Să o folosești. Asta e cu... Era o caricatură cu,
cu doi porci, știi? Doi porcușori și se vorbește murât. Și începea, omule, știi, Mike, mai știi? Da, apropo de porcării. Nu știu, nu mai mă, ele aveau un farmec în armată. Deci în armată era o refulare și toată lumea înjura. Dar acum nu mai se pare gratuit. Adică, nu, de exemplu, la noi în casă nu se înjură. Okay. Nu mai tore. Și mi-am zis și la noi, că, când eram mic, dacă înjuram, maica mea se supăra rău de tot. Care-i sunetul sau zgomotul pe care îl iubești? În natură, când stă în natură, că e foșnetul frunzelor, că e orice țin de natură, de o baie de asta de natură, că sunt, mă pierd acolo, mă cufund, e zgomotul de natură. Și un zgomot care te enervează? Ăla cel mai nasol? Ăla pe tablă cu... Bine, nu mai auzi, în fericire nu mai sunt tablele alea cu creta aia pe care mâncam să fac febră ca să pot să pun la mai devreme. Da. Că... Aoleu, ce idei le-am dat. Mă rog. Știu, cred că copiii. Cred că da. Care e meseria, în afară de a ta, în afară de ale tale, bineînțeles, pe care îi faci-o? Păi n-am... Eu nici nu cred că am o anume meserie. Eu privesc toată viața ca o sumă de proiecte. Deci dacă eu mâine mă apuc de o casă, să zic, ar trebui să o fac eu singur, nu știu, din diverse motive, știu că apun un proiect individual și știu că trebuie să dobândesc niște abilități, știi? Dar n-am, de exemplu, când m-am apucat de percuție, a fost un proiect. Am învățat să cânt la tobe. Nu pot să zic că e meserie de muzician sau de tobar sau aș face o toată viața. Nici nu mă văd prins într-o meserie toată viața. Nu cred că există așa ceva, că dinamismul e mult prea accentuat încât să zici că ești toată viața într-o meserie. Nici aș vrea să fiu îngrădit de o meserie. Da, ok, am înțeles. Dar o meserie sau ceva ce nu ai face sub nicio formă? Bă, vidanjer, când trec în parc pe băieții, îi admir. Deci, probabil că te obișnuiești, ca cu orice lucru. Orice lucru, dar da. Să stai să bași furtuna aia și... Bine, unii fac asta emoțional, se numesc psihologi, știi? Dar n-aș putea să... De exemplu, da, ambele nu aș putea face. Și stau să ascult pe cineva cum se plânge în continuu de ceva și nu poate să iasă din stare. Mai degrabă cred că aș băga furtunul ăla, m-aș duce în parcuri și a scoate decât să stau să... am fost doar orientat mai mult spre... am lucrat și în resurse umane la un moment dat și eram mai orientat pe partea de proiecte decât partea de oameni, de vidanjare asta. Deci m-am așteptat totdeauna. Cred că de asta și aveam, în general erau colege la HR resurse umane care se ocupau de partea de vidanja, de, știi? Veneau colegii supărați și da, spune, hai. Nu pot să stau, să ascult pe cineva o oră, cum se plânge de o stare în care în ora aia, dacă mergea să alerge sau să facă ceva, putea să iasă din starea aia, știi, mă gândesc. Da. Andrei Roșu, dacă Dumnezeu există, ce ți-ar plăcea să spună în momentul în care vă întâlniți la porțile raiului? Bă, dacă Dumnezeu există... Să-mi spune sau să-l trebuie eu sau ce? Dacă ar fi momentul ăla și ai, că am făcut ce o treabă bună, să-ți... că am făcut o treabă bună, okay. Am fost acolo în top 1% din ceea ce s-ar fi așteptat el de la creațiile lui. Așa, deci, bă, good job. Ok. Da. Îți mulțumim foarte mult. Mulțumim tare mult pentru... A fost foarte, foarte fain. Mulțumim că ți-ai făcut timp. Mersi. Baftă cu... 8 ore au trecut repede. Da, exact. Da. E balonul. E ca un balon. Da. Baftă cu balonul. Mersi. Sper să obții un record și pentru România. Aia e subsidiar, să știi. Mie îmi și place. După primul zbor care a fost horror... Adică ai toate fricile posibile și scenariile că o să prăbușească, o să ia foc, așa. Te trece așa la un metru pe deasupra unei păduri sau a unui câmp, că nu e frumos la 7000 să vezi ca din avion trei culori, știi? Dar așa e frumos. Da, am închis paranteza, scuze că era încheierea. Nicio problemă. Mulțumim mult de tot. Mulțumim, toate cele bune. Cu drag.